Salutare, prieteni! Alin Grigore sunt și ca în fiecare miercuri de la 20:30 suntem la Sport Marathon. Din păcate, și astăzi vom vorbi despre Liga Insolvențelor, așa cum am vorbit în urmă cu două ediții cu Ronaldo Deaconu, și astăzi vom vorbi tot despre subiectul care ne apasă pe toți iubitorii fotbalului din România și în special pe jucătorii din România, în special românii, pentru că, atenție, românii sunt considerați, așa cum a scris cineva zilele trecute pe Facebook, sunt considerați sclavi față de jucătorii străini care sunt apărați de UEFA, de FIFA și își câștigă banii la comisii imediat. Într-o lună, două luni, maximum își câștigă bani. Astăzi vom vorbi cu un fost atacant de la FCSB, un atacant care are cifre interesante în România. Un atacant care la vârsta de 19 ani juca în echipă cu jucători precum Zapata, Golanski, Nicoliță, Toha. Este vorba despre Vlad Rusu, care acum a ajuns la 31 de ani și evoluează pentru viitorul Pandurii Târgu Jiu. Salut Vlad, bine ai venit pe la noi! Te salut, Arin, bună seara! Bine, ce faci? Cum ești? Bine, mulțumesc. Sunt acasă la Constanța de ceva timp, în urma intervenției chirurgicale pe care am suferit-o în luna septembrie. Sunt aici la Constanța și practic sunt în perioadă de recuperare. Încă n-am încheiat această perioadă. A fost una de lungă durată, din păcate, și ușor, ușor sper să închei și eu această perioadă. Sunt bine, dar mai necesită un pic de timp. Da, o să vorbim un pic despre accidentarea ta, dar până atunci vom vorbi despre ce apare pe burtieră. Liga Insolvențelor, suntem în România 2022, un an în care teoretic te gândești că n-ar mai trebui să fie probleme financiare la echipe. Bine, ne gândeam că nici vreo bombă nu va mai apărea pe undeva, dar iată că Vladimir Putin a fost de acord cu noi. Însă vorbim despre fotbal. Cum este situația la viitorul Pandurii Târgu Jiu, echipă la care joci, la care ești legitimat? Mai ales că echipa a intrat în insolvență, sunt probleme financiare. Spune-ne tu, care este situația? Situația e în felul următor. Din ce știu, pe data de 4 februarie a fost făcută o cerere de intrare în insolvență către Tribunalul Gorj, care cerere a fost aprobată într-un timp record, bineînțeles, de circa 9-10 zile. Iar la data de 14 februarie, dacă nu mă înșel, din acel moment, practic echipa, clubul, societatea a intrat în insolvență. Tu ai avut un mesaj dur în urmă cu o săptămână, în urmă cu două săptămâni, atunci când a apărut cazul Gazmetan. Ai numit, pe scurt să zic așa, ai numit fotbaliștii din România sclavi, în ideea că sunt tratați ca niște sclavi în fotbal românesc. De ce? Da, un mesaj dur, dar cred totodată că foarte adevărat. Nu cred că am exagerat cu absolut nimic în ce am scris acolo, ba din contră, cred că n-am scris chiar tot și am fost destul de amabil, ca să zic așa. Da, mai pe scurt, ăsta cred că ar fi termenul, sclavie, fără să ne ferim prea mult de cuvinte, nu sună foarte bine într-adevăr. Dar asta e realitatea, din păcate. Jucătorul român, în foarte multe cazuri, în ultima perioadă, este tratat ca un sclav. În afară de 3, 4, 5 cluburi, sau câte sunt, nu cred că sunt mai multe, le putem număra pe degete, restul echipelor au diferite probleme, mai mici, mai mari, dar e clar că le au. Mai departe, ce să vă spun, această insolvență care e la modă în ultimii ani în România și de care e și păcat să nu profiți ca și conducător de club, practic regulamentele și legea te îndeamnă să faci asta. Da, s-a aliniat și clubul la care evoluez acestui trend de a intra în insolvență și cam asta e situația. Voiam să te întreb. Cei care au de suferit sunt angajați, jucătorii. Câte salarii ai de primit de la viitorul Pandurii Târgu Jiu? Ultimul salariu, așa cum am spus și pe Facebook,
a fost primită luna iulie, deci practic începând cu luna august și până în clipa de față, știu, faceți noastră în calcul câte luni sunt că... Deci sunt 8 luni, cel puțin mi-e așa mies, mai ai un pic și practic poți face un copil, adică tu de 9 luni, aproape 8 luni de fapt, nu ai văzut niciun da. leu. Și gândiți-vă, exact, absolut niciun leu. Și aici puteți să mai adăugăm și cheltuielile medicale, pentru că am suferit o intervenție chirurgicală, după aceea recuperare, medicamentație și tot așa. Mai sunt câteva mii de euro bune, pe care bineînțeles că le scoți tot din buzunar. Să înțeleg că clubul nu te-a ajutat în ceea ce privește accidentarea, pentru că e o accidentare destul de gravă, zic eu, și da, chiar aveai nevoie de bani. Păi, mai presus de partea financiară și de bani, aș fi apreciat dacă măcar cineva din partea acestui club m-ar fi sunat sau mi-ar fi dat un mesaj, nu știu, să mă întrebe măcar dacă mai trăiesc sau ceva, dacă nu neapărat dacă am nevoie de ceva, că nu se punea problema și dacă aș fi avut nevoie nu se punea problema să primez un ajutor din partea lor, dar măcar un semn de viață să primesc și eu din luna august, practic. Accidentare suferită pe 29 august. Și până Da. astăzi, absolut niciun telefon și Da. niciun mesaj de nimeni. Voia să te întreb și chestia asta, mie mi se pare incredibil. Am citit la tine pe Facebook că ai avut mesaj și legat de treaba asta, că nimeni din conducere nu te-a sunat, nu te-a căutat. Mie mi se pare incredibil. La un club de fotbal, fie el și amator, există un medic care, măcar medicul ăla să intereseze. Bă, cum ești? Care e starea ta? Că ai avut o accidentare? Nu știu, cum evoluezi? Ai, te refaci? Ai un program, ceva? Nu a existat nimic legat de treaba asta? Bine, aici e un subiect, ai atins iar un subiect foarte sensibil. De ce? La echipa de fotbal în România există și nu prea există. Mai mult nu decât da. Și iar ajung la cele 4-5 echipe care își permit să aibă la antrenamente zi de zi un medic sportiv. Restul echipelor ori au un parteneriat și medicul respectiv vine doar la meciuri, dar cred că 90% din echipele din România nu au un medic care să fie prezent la antrenamente zi de zi și să știe despre situația fiecărui jucător. Da. Și asta zic, nici după mesajul, că mesajul tău până la urmă a fost scris în urmă cu aproape 2 săptămâni. De atunci până azi, nici după treaba asta nu ți-a scris nimeni. Nu te-a întrebat, bă, ce faci, mă, Vlade, sau cum îți spune, da, nu știu. Chiar 3 săptămâni. Nu, absolut nimeni. Și exact cum sublineam și acolo, am folosit cuvântul nimeni de 2 ori ca să înțeleagă. Poate lumea credea că exagerez, sau... dar chiar nu m-a sunat absolut nimeni. Am mai ținut legătura cu câțiva colegi de la echipă și cam atât. Ei m-au mai întrebat ce mai fac, cum mă mai simt, dar practic din conducerea clubului nu m-a contactat nimeni. Tu cât mai ai la vremea contract aceea, cu... La vremea aceea era antrenor domnul Cristian Lupuț, care m-a sunat atunci și înainte de operație și după să mă întrebe cum mă simt și cam atât. Și acum actualul antrenor știe că teoretic are în lot un jucător, un atacant, Vlad Rusu, e accidentat pe undeva. Chiar nu știu să vă spun. Atâta timp cât nu țin legătura cu nimeni de acolo, mi-e greu să răspund la această întrebare. Cât mai ai contract cu viitorul Pandurii Târgu Jiu? Până la finalul lunii iunie 2022, 30 iunie 2022. Deci practic este cam gata contractul cu ei, mai ales că nici nu te-au băgat în seamă. Dar da, pentru tine ce urmează cu echipa asta? Pentru că totuși sunt 8 luni în care nu ți-ai primit salariul și probabil vor mai urma încă alte câteva luni. Ce urmează? Exact. Mergi la masa credală sau cum se procedează? Păi aici are o problemă foarte delicată cu această lege a insolvenței, pentru că jucătorii fac parte din ultima categorie, practic, din cei care își pot recupera vreo sumă restantă până la data intrării în insolvență. Suntem considerați chirografari și practic ai șanse foarte mici spre zero să mai recuperezi ceva din datoriile pe care le aveai. Maxim 10%, cred, dar și aceea eșalonat sau ceva de genul. Așa că nu îți poți face mari speranțe.
ținând cont că suntem unde suntem, în această țară minunată. Și totul e făcut de așa natură pentru acești conducători, patroni. Eu mă gândesc că în trecut exista acel afan în care, cu bune cu rele, totuși lua apărarea jucătorilor, știi? Și jucătorii își recuperau bani. Știu că era la un moment dat, era și Florin Prunea pe acolo, acum mulți ani. Acum știu cum este afanul, dar nu se poate face totuși ceva, pentru că sunt atâția ani. Deci numai eu știu de aproximativ 10 ani de când se întâmplă în fiecare sezon să apară măcar o echipă cu problemele astea, să apară jucători români neplătiți de luni bune. Nu se poate face ceva, adică probabil te interesa și tu, ceva legal, să fie obligate cluburile cumva, sau habar nu am. Păi în toată această perioadă vă dați seama că am ținut legătura permanent cu AFAN. Prin ei am și depus memoriile la Federația Română de Fotbal, pentru că asta era singura șansă legală, practic, de a-ți recupera salariile din urmă. Și chiar am ținut legătura cu cei de acolo permanent. Dar, din păcate, așa cum am spus și acum 2-3 săptămâni, sunt și ei legați de mâini și de picioare. Adică mai mult decât să propună, să vină cu niște idei către federație, către ligă, chiar nu pot face mai mult, din păcate. Au tot încercat, prin vocea lui Emilian Hulubei, de peste 10 ani, cred, să schimbe, nu știu, măcar 1% din ce s-a întâmplat până acum, dar, din păcate, bineînțeles că nu s-a rezolvat absolut nimic. Se discutase la un moment dat de un fond de garantare pe care echipele să-l aibă la începutul fiecărui sezon, în ideea că salariile jucătorilor pentru, nu știu, 6 luni sau pentru un sezon întreg să fie băgate într-un fond care ar urma să vină de la drepturile TV și automat să nu se atingă nimeni de banii aceia decât jucătorii atunci când își primesc salariile. Crezi că asta ar putea fi o soluție pentru revitalizarea, până la urmă, a fotbalului românesc? Ar putea fi cu siguranță o soluție, dacă s-ar și dori chestia asta. Dar, așa cum bine cred, nu cred că se dorește implementarea acestei idei. Ba mai mult decât atât, auzeam zilele trecute la televizor o părere a unuia dintre conducători, n-aș vrea să-i dau numele, a spus că nu se poate face acest lucru în România, din păcate, cu această garanție bancară financiară, pentru că e destul de complicat și cluburile din România mai întâi trebuie să ajungă cu datoriile pe zero și de-abia atunci poate fi implementat acest sistem. Păi da, practic cluburile din România o să ajungă cu datoriile pe zero circa niciodată, deci automat nu se va implementa absolut nimic. Simplu, s-a rezolvat și asta. Exact, exact. Dar problema asta este că sunt jucătorii. Știi cum e? Asta voiam să te întreb. Tu cum te-ai descurcat în astea 8 luni în care nu ai primit salariu? Pentru că nu ești la vreo echipă unde să ai, nu știu, 10.000 de euro salariu și să spui, bă, n-am luat eu salariu 5-6 luni, dar am din urmă. Am banii rămași din urmă. Ești la o echipă relativ modestă, unde salariile nu sunt foarte mari. Cum te-ai descurcat tu în astea 8 luni? Păi e simplu, m-am descurcat din ce am strâns până acum din fotbal. Altă șansă, practic, bine, pentru cine nu are, sunt N variante, te împrumuți sau știu eu ce soluție mai poți alege. N-am apelat la una din variantele astea, m-am descurcat singur pe cont propriu, după cum ți-am spus și mai devreme, din resursele pe care le aveam strânse până în momentul ăsta. Dar oricum ar fi, timp de 7, 8, 9 luni să nu încasezi nici măcar un leu, este dificil. Asta trebuie pentru că pe tine te-a dus capul să strângi niște bani de-a lungul carierei. Dar sunt alți jucători, uite cum era la Gazmetan, în care spunea Ronaldo Deacon în urmă cu două săptămâni că erau jucători care se împrumutau la alți jucători pentru a trăi de pe o zi pe alta. Asta a fost, da, dreptul strigător la cer, în ideea în care, băi, e o echipă de Liga 1, nu joci la Liga 4 cu băieții după muncă, știi? Da, așa e, asta urma să spun, că
Sunt foarte multe cazuri, mult mai rele decât al meu. Am avut și eu, am întâlnit, am avut foști colegi, foști sau prieteni ce am avut de-a lungul carierei, care la fel, în situațiile pe care le-am întâlnit la unele cluburi, tot așa, practic nu mai aveau bani sub nicio formă, nici de mâncare, nici de nimic. Și normal că ajungi să te împrumuți sau... Trebuie cum, să mai joacă, cum mai joacă jucătorul ăla? Pentru că știi că și într-un job normal, să zicem așa, dacă ai o lună în care ești neplătit, nu-ți mai vine să te duci așa cu drag la muncă. Oricât de mult ai iubit tu jobul respectiv, nu-ți mai vine. Cum jucătorii ăștia care, cum ai spus mai devreme, au 7-8 luni de neplată a salariilor, cum se mai duc ei? Cum se mai antrenează? Cum mai respectă ei antrenorul? Cum mai gândesc ei? Cum mai sunt ei? Da, exact ce spuneam la început. Termenul de sclavie se potrivește perfect. Nici nu știu de ce, chiar mă gândeam zilele trecute, de ce la fotbalul din România se mai încheie contracte cu jucătorii. Chiar nu știu de ce. Pentru că acel contract, din punctul meu de vedere, este nul, este egal cu zero. Da. Practic, într-o situație ca asta, clubului nu îi se întâmplă absolut nimic dacă nu își plătește jucătorii, angajații. În schimb, tu trebuie să rămâi acolo zi de zi, să te duci la muncă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, să-ți faci treaba, ești obligat prin contract, da? Deci, în timp ce unui club nu îi se întâmplă absolut nimic, tu trebuie să te duci zi de zi și să prestezi serviciile pentru care ești angajat, da? Mai departe, te adresezi unor comisii. Între timp, echipa respectivă intră în insolvență, de unde aveai de primit suma X, te trezești că nu mai ai de primit absolut nimic. Pe mine chestia asta mă... Nici nu știu cum să spun. Nu că sunt indignat sau... Mi se pare absolut incredibil ca un club intrat în insolvență, ca unui club intrat în insolvență, să nu îi se întâmple absolut nimic. Își poate vedea în continuare de treabă în aceeași ligă în care evoluează. Pur și simplu, datoriile din urmă sunt șterse. Nu mai au de dat absolut niciun leu până la data intrării în insolvență. Și jucătorul respectiv ce face? Jucătorii respectivi. Că e vorba de un lot întreg. Aș propune totuși un alt sistem pentru fotbalul românesc, ca să nu se mai facă contracte. Au fost contracte de muncă, după aia s-au trecut la contracte de activitate sportivă. Cred că ar trebui să renunțe și la astea și să, nu știu, să fie angajați ca zilieri, să muncească cu ziua. Mi se pare cel mai corect. Și la asta cred că se va ajunge scurt timp, cel puțin la ligile a doua și a treia. Adică nu văd de ce ai mai încheia un contract cu un jucător, să faci toată mascarada asta, să închei în 4 exemplare înregistrate pe la federație, pe la un exemplar la tine, unul la... mai știu eu unde, ca să ce. Într-un final să nu te ajute cu absolut nimic. Este nul acel contract. Mai bine angajezi fotbaliști cu ziua, îl suni, băi prietene, când vrei să vii? Marțea, joia? Vino încoace că îți dau 50 de lei pe zi, 30 de lei, 40 de lei și mai vino și sâmbăta dacă vrei și îți mai dau, uite, 50 de lei la meci. Și în felul ăsta nu cred că mai ajungi să fii neplătit 7 luni. Mi se pare cel mai corect în toată lumea. Vrei să vii? Bine. Vrei să nu... Nu vrei să mai vii? La revedere! Da, așa este la Liga 4, cum spui tu, dar din păcate noi trebuie să ne gândim un pic la fotbalul profesionist, pentru că e considerat din Liga 3 până în prima divizie, e considerat fotbal profesionist în România. Deși, cum ai spus și tu, doar cu numele. Doar cu numele, corect. Cu ce spui de nebunia asta legată de Hermannstadt, care... poate promova în prima ligă, dar echipa este în insolvență. Cum îți sună ție ca o echipă în insolvență să aibă dreptul ăsta de promovare dacă respectă toate celelalte criterii? Păi ce să spun? Este absolut normal pentru România. Da. Mi se pare chiar în regulă. Uite, ca să încheiem subiectul ăsta legat de insolvențe și de bani. Am multe lucruri să te întreb oricum, dar să terminăm cu partea asta urâtă a fotbalului, pentru că asta chiar e o parte penibilă. Nici măcar urâtă, e penibilă mai degrabă.
Voiam să te întreb, își mai revine fotbalul românesc? Păi așteptam de vreo 10 ani să-și revină, dar nu prea dă semne. Ba mai mult decât atât, o cam ia în jos. Tot așteptând să-și revină, se pare că de la an la an lucrurile merg din ce în ce mai rău și perspective foarte bune nu sunt să se revitalizeze ceva în anii ce urmează. Deci lucrurile cred că vor merge pe această pantă descendentă și în continuare. Înainte de a continua, de a trece de fapt la următorul subiect, vreau să le spun oamenilor care ne urmăresc acum într-un număr destul de mare și de important, că îți pot adresa întrebări în secțiunea de chat, poți să te întrebe absolut ce vor, pentru că și tu răspunzi ce vrei, asta este schema, și să nu uite să dea un like acestui live, pentru că va ajunge mult mai departe și lumea trebuie să știe, dacă nu cunoaște deja, că se sclavie în fotbalul românesc, exact cum a spus Vlad Rusu și avem momentul acesta pe burtieră. Hai să trecem un pic mai departe. Ai strâns aproape 50 de meciuri la echipa secundă a celor de la FCSB. Era inevitabil să ajungi la subiectul FCSB pentru că vrei, nu vrei, lumea te asimilează cu FCSB-ul și cu perioada aceea de la FCSB. Da, începuturile carierei, da. Începuturile care, cred, habar nu am, acum rămâne să ne spui tu. Eu cred că a fost cea mai frumoasă perioada ta. De ce ai strâns doar două meciuri la prima echipă a FCSB-ului? Da, o întrebare bună. În perioada aia lucrurile nu erau foarte clare la Steaua, că așa se numea atunci. Și aici mă refer la noi, cei de la echipa a doua, eram câțiva jucători considerați de perspectivă, care ne antrenam în mare parte cu lotul primei echipe. Și atunci când veneau meciurile, mergeam în weekend să jucăm la echipa secundă, care pe atunci era în Liga a doua. Dar de foarte multe șanse nu am beneficiat, pentru că au fost și foarte mulți antrenori în acea perioadă. În decurs de vreo 2 sau 3 ani au fost nici nu mai știu câți. Am numărat și eu câțiva, da. Au fost Lăcătuș, Dorinel Munteanu, Bergodi, Ilie Dumitrescu. Exact, care, dai seama, fiecare venea cu ideile lui, cu conceptul lui. Noi fiind tineri, la Steaua era o presiune enormă atunci. Cu câțiva ani înainte, echipa evolua în Champions League, în grupe. A început să, după aceea, în Europa League și așa mai departe. Nu prea avea lumea răbdare cu noi, cu cei tineri. Se doreau rezultate imediate și pentru un antrenor chestia asta nu era foarte simplu, așa, foarte simplă de rezolvat. Să și promovezi jucători tineri, să și ai rezultate, cu toate că în acea perioadă, nu mai știu, l-am debutat eu, 2018-2019, Steaua nu cred că s-a clasat pe un loc foarte, foarte bun. Apropo de, uite că tot îi spui Steaua și aici la noi pe chat, sunt și suporteri ai celor de la FCSB și suporteri ai celor de la CSEA și suporteri ai altor echipe. Hai să... Eu am spus doar cum se numea echipa la vremea aceea. Corect. Cu ce era scris la tine pe contract atunci? Că presupun că mai ții minte, era scris FC Steaua București sau cum era scris? FC Steaua București. Și FC Steaua București. Asta exact așa, da. Întreba cineva mai devreme ce era scris pe contractul tău. Da. Nu știu, să te bag în zona asta, tu poți să eviți întrebarea, bineînțeles. FCSB pentru tine este Steaua sau CSEA este Steaua? Poți evita întrebarea, poți să spui, nu știu, găsești tu ce să spui. Da, aș prefera să nu intru în această polemică. Și așa de ceva timp se tot discută pe tema asta, nu s-a ajuns la nicio concluzie. Care-i Steaua, care-i FCSB, care-i continuatoarea, în fine. E o discuție mult prea amplă și mult prea lungă ca să o discutăm. Cu cine erai concurent pe post la FCSB, cu Capetanos și cine mai era atunci în perioada aia? Că tu erai central, atacant central.
Da, mai erau Lot și Bogdan Stancu, i-am prins și Vali Badea. Când am Da. venit eu cum semna cu Steaua la 16 ani, jumate erau Cyril Terreau. A, l-ai prins și pe Terotu. Da, când am venit eu era domnul Cosmin Olăroiu, antrenor. El m-a luat, el a fost primul care m-a luat la prima echipă să mă antrenez cu ei. Am înțeles, am înțeles. La un moment dat știu că a fost capitanos suspendat sau accidentat Da. și ai fost luat în lot pentru meci cu Timișoara, parcă, nu mai țin minte exact. Am fost luat în lot și am și debutat ca titular. A fost debutul meu la Steaua, practic, din postura de titular. Nu mă așteptam, totul s-a petrecut foarte repede în săptămâna aia. Plecase domnul Lăcătuș de la echipă, în urmă cu 2 zile, rămăsese domnul Massimo Pedrazzini, antrenor interimar. Și am fost sunat 2 zile sau 3 zile înainte de meci să mă prezint la... Eram în perioada aceea la echipa a doua. Ne pregăteam de meciul din Liga a doua și am fost sunat să mă prezint la antrenamentele primei echipe. Am făcut două antrenamente, că joi și vineri, și sâmbătă m-am trezit direct titular la Timișoara. 35.000 de oameni în tribună. O atmosferă superbă. Câți ani aveai? 19 ani? Nu cred că împlinisem 19 ani. Da, nu Deci, cred că practic, aveam 19. erai un Octavian Popescu, pentru că și el are tot 19 ani acum. Un Octavian Popescu, dar la debut. Da, Cum ți se pare aproape. Octavian Popescu la 19 ani, pe care i-are acum, făcând așa o comparație cu tine la 19 ani? Un jucător cu, se vede, cu calități, doar că diferența a făcut-o faptul că lui s-au dat foarte multe șanse și mie mi s-au dat doar vreo două. Am înțeles. Da, uite, asta Aș fi face eu diferența. de măcar încă 3, 4, 5 meciuri atunci la Steaua, după care să se ia o decizie. Băi, Vlad Rusu e slab sau e bun. Orice decizie s-ar fi luat și puteau să mă oprească, puteau să renunțe la mine, să mă dea afară, dar măcar să fi avut și eu încă 3, 4, 5 meciuri în care să fi demonstrat ceva. Dar cu Primul două meci a meciuri fost la 8 ani, e greu. cu Pedrazzini, nu? Da, exact. Și al doilea, cu cine? Al doilea a fost în Ghencea cu Universitatea Craiova, săptămâna următoare, practic, unde am intrat 15 minute, cam așa, pe final. Am câștigat meciul acela. Și trebuia să faci minuni sau ce trebuia să faci în alea 15 minute? Trebuia să dai vreo 3 goluri și să scoți vreo 2 penaltiuri ca să rămâi. Astea au fost deciziile la acea vreme. Acum oricum e în zadar. Doar discutăm așa și ne reamintim. În zadar sunt povești care au fost la momentul respectiv povești frumoase, între timp s-au Da. transformat în povești mai puțin frumoase pentru că n-ai avut șansa să continui și chiar sunt curios pentru că știi cum e? Sunt anumiți jucători care dispar brusc dintr-o echipă și lumea se întreabă, unde e băiatul ăla, ce se întâmplă cu el? Și așa și cu tine, tu ai dispărut brusc, acum deci să nu fim realiști, ai dispărut brusc chiar dacă ai câștigat un campionat cu Viitorul Constanța în 2016-2017, dar ai dispărut brusc. Și asta voiam să continui. După al doilea meci la FCSB, în alea 15 minute, te-ai dus la echipa secundă și de atunci n-a mai existat nicio șansă. Nu ți-a mai spus niciun antrenor, hai să te văd, hai să, nu știu, hai în lot, hai să te bag în echipă. Atunci, din ce mi-aduc aminte, mai era cred că o etapă și se termina campionatul. Deci era oricum pe final de campionat. Erau ultimele 2 sau 3 meciuri. Mai jucasem, cred, în prealabil un meci cu Sportul Studențesc în Cupa României pe stadionul din Urziceni. Și cam asta a fost toată aventura, ca să zic așa, în Liga 1 la Steaua la acea vreme. După aceea, totuși, am plecat la Viitorul, unde am fost dorit de domnul Hagi. Doar ce începuse acest proiect în 2009, avea un an, practic, de când înființase Academia de Fotbal și implicit Viitorul Constanța. Eram în Liga a doua la acel moment și noi de la Steaua am plecat vreo 5 sau 6 jucători.
Alex Lazar, Marius Albu, Bejan, eu, Mihai Onicaș și da, cred că mai era unul doi, da. Și am plecat acolo, am reușit practic să promovăm cu viitorul în Liga, din Liga 2 în Liga 1. Am fost golgheterul echipei în anul acela, deci nu pot să spun că pur și simplu după Steaua cariera mea a luat-o în jos sau... Mi-am văzut de treabă cât am putut, am reușit să promovez în anul următor cu viitorul. Am ajuns în Liga 1 cu ei și... Și ai luat campionatul, dar după aceea te-ai dus în Belgia prin Liga Secundă. Dar până să ajungem acolo, vreau să continuăm un pic legat de FCSB și ajungi la viitorul. Ajungi da. Și la Hagi, cum era, cum e ca antrenor, de fapt că este și acum antrenor. Nu ți s-au dat șanse la FCSB, este adevărat, dar la un moment dat Gigi Becali tot spunea că tu ești un jucător de 30 de milioane de euro și că el nu te-ar da sub banii ăștia, sub suma asta. Da, domnul Becali ne-a obișnuit cu declarații de genul ăsta. El este încrezător în jucătorii pe care îi are la echipă, dar consider că este foarte greu de obținut o sumă ca aceasta, spre imposibil chiar, pe un jucător din România. Nu pentru faptul că foarte mulți nu ar avea valoare. Sunt jucători de valoare în România, nu contestă nimeni, doar că fotbalul din România e într-o scădere foarte mare în ultimii ani și jucătorul român practic nu mai are o cotă așa mare cum o avea poate în urmă cu 10-15 ani. Și de asta spun că e foarte greu de obținut o astfel de sumă pe un jucător din România, indiferent de cât ar fi de valoros. Mi se pare fabulos că în 2009 se întâmpla treaba asta. De fapt, erau declarațiile astea. De atunci au trecut 13 ani. În fine, eu stau prost cu matematica, dar cred că atât au trecut. Da. Au trecut. Și tot sumele astea uriașe se vehiculează. Adică, deși nu s-a vândut nimeni pe o sumă uriașă, în afară de Chiricheș pe 10 milioane, Stanciu a plecat și el pe o sumă mare, dar nu pe 30. Nu pe 30, nu pe 50. Tu înțeleg că spui că nu va exista un asemenea jucător român în următoarea perioadă. Asta e părerea mea la ora asta. Să dea Dumnezeu să mă contrazică cineva prin fapte și să se întâmple asta. Dar sincer am îndoiel că un jucător român poate pleca la ora asta pe o sumă atât de mare. Apropo de Gigi Becali și de declarațiile lui, știm cu toții că în prezent se bagă la echipă direct. Na, nu e treaba noastră, dar voiam să te întreb, atât cât ai apucat tu să fii la prima echipă, se implica direct la primul 11, la echipă, la schimbări sau ceva de genul acesta? Nu, chestia asta chiar nu pot să o spun. Mai eram atunci, nu eram permanent oricum în contact cu prima echipă 100% din timp. Mai mergeam la antrenamente, la unele meciuri mai eram în lot, dar eu unul nu pot să spun că am auzit așa ceva în perioada aia, sau să spun, da, domne, a intervenit sau a spus, a făcut adres. Nu, chiar nu pot să spun asta. Da, nu știi din atunci. Voiam să întreb, care a fost cel mai frumos moment al tău la FCSB? Momentul debutului, cred. M-am luat și un pic așa pe repede înainte, nu că n-aș fi fost pregătit, așteptam asta de foarte mult timp și chiar visam să debutez cât mai repede, eram nerăbdător, dar pot să spun că ăsta a fost cel mai frumos moment din perioada aceea de la Steaua. Și na, dacă te-am întrebat de cel mai frumos moment, care a fost cel mai urât moment? Nu pot să spun, nu știu acum să spun care a fost cel mai urât moment. Chiar nu știu. Ce l-am spus pe cel mai frumos, cel mai urât oricum. Da. Ai lucrat cu o mulțime de antrenori, așa cum ai spus tu la începutul emisiunii. Am enumerat eu, de fapt, Marius Lăcătuș, Dorinel Munteanu, Cristian Obergo, Ilie Dumitrescu, Sorin Cârțu, Massimo Pedrazzini și mai sunt probabil mai mulți. Dintre aceștia, care a fost cel mai apropiat așa de tine și sufletește, dacă
mi-e permis să zic. De la toți pot spune că am învățat câte ceva, mai mult sau mai puțin. Mulți dintre cei pe care îi numeram mai devreme nici nu au avut foarte mult timp la dispoziție să își pună în practică ideile. Dar cred că dintre toți, cel mai bine, cel mai mult l-am apreciat pe domnul Cosmin Olăroiu. Am înțeles. Ce avea el? Că înțeleg, sunt mulți jucători care îl apreciază sincer pe Olăroiu, deși n-au lucrat, să zic așa, foarte mult cu el, dar jucătorii au fost fermecați de ceva. De ce? Ce are Olăroiu? Exact. Exact, are acel ceva, ca să zic așa, în plus. Știe să motiveze foarte bine jucătorii, în special și înainte de meciuri, dar și pe parcursul întregii săptămâni premergătoare jocului. Avea o relație foarte bună cu toți componenții lotului. Nu, în momentul acela nimeni nu cred că se simțea inferior sau avea discuții cu absolut toți jucătorii. Știa cum să țină un vestiar, practic. Mereu în priză, mereu conectați. Chestia asta a fost foarte mult în perioada aceea la Steaua. Drept dovadă au fost și rezultate foarte bune. Au fost rezultate foarte bune. Tu nu, atunci nu aveai cum să fii în 2005-2006. Sau ai fost? Nu mai știu. Nu erai. Nu venisem încă. Voiam să te întreb, bine, probabil nu știi, dar eu te întreb să am conștiința împăcată. Situația cu Cristiano Bergodi, despre care se spune că a fost singurul antrenor care l-a contrat pe Gigi Becali în vestiar și care a spus clar că el nu face ce zice Gigi Becali, o cunoști de la club? Sau s-a auzit ceva acolo? Știi cum e, că între jucători vorbești dacă s-a întâmplat ceva. S-a auzit, s-a scris și la acea vreme, din ce mi-aduc aminte, dar amănunte chiar nu cunosc, să vă dau detalii stricte de ceea ce s-a întâmplat acolo. Practic numai dânșii și numai jucătorii practic, care erau acolo știu exact ce s-a întâmplat. Mai departe, din auzite, nici nu cred că ar fi corect să intru în subiectul ăsta așa doar din auzite. Știi mai bine la fața locului. Corect, dar la un club, la o echipă de fotbal, chiar dacă erai la echipa secundă, auzeai că te mai antrenai și tu, auzeai din vorbă în vorbă. Xulescu îi spunea ăla de la prima echipă, îi spunea ăla de la a doua echipă, că era un prieten foarte bun, băi, ce a făcut Bergodi lui Gigi sau ceva de genul. Și vorba ajungea mai departe. Știu că nu e corect să spui din auzite, dar de-aia te-am întrebat așa cât de cât. Ceva din casă. Citit și eu la vremea ce am auzit, dar nimic concret, practic, să am habar de ceva clar. Da. Să trecem și un pic la perioada Viitorul. Ai plecat de la FCSB la Viitorul, a urcat în Liga 1 cu tine Viitorul, cu tine goalgetter la echipă, nu? Da, am fost goalgetter echipei în acest sezon. Am fost goalgetter echipei, ai promovat și ai câștigat un titlu cu Viitorul. Oficial e trecut în dreptul tău un titlu cu Viitorul. Da, eu am fost în două perioade la Viitorul. Am fost imediat după plecarea de la Steaua, sau FCSB, cum vrei tu să-i spui. Am plecat atunci la Viitor, am promovat cu ei, am mai stat încă un sezon în Liga 1, după care nu evoluam atât de mult pe cât mi-aș fi dorit. Și am plecat, am cerut să fiu împrumutat la Clinceni, în Liga 2, care se lupta atunci la promovare cu Rapid, parcă. Am plecat câteva luni acolo, jumătate de an, la Clinceni. Am avut evoluții, zic eu, bune și acolo. După care am plecat la Petrolul și am revenit la Viitorul, practic. Am mai avut o scurtă aventură de 6-7 luni la Petrolul între cele două perioade de la Viitorul. Cum era Gică Hagi ca antrenor? Pentru că am auzit doar cuvinte de laudă din perspectiva antrenorului. Foarte mulți jucători laudă pe Gică Hagi antrenor.
Da, practic același lucru îl pot spune și eu. Un antrenor foarte profesionist, exigent totodată, riguros. Ne cerea mereu să fim conectați la ce facem zi de zi, să avem grijă în același timp și la viața extrasportivă. Avea foarte multe, foarte multe discuții cu noi în perioada aceea, cred că la fel o face și acum. No. Foarte multe povești de când juca dumnealui din cariera dumnealui și sfaturi utile, Am venit și cu dar povești direct adevărul, din unde era implicat. da, exact. După fiecare chestie pe care ne spunea, ne dădea și un exemplu din viața personală, exemple pe care le-a trăit dumnealui. Am înțeles. Apoi, după titlul câștigat cu Viitorul, ai plecat la Berșot, dacă nu mă înșel, așa cred că se numește echipa, în Liga a doua Exact. din Belgia. Tu ai considerat la momentul respectiv că e un pas înainte în cariera ta, acea echipă? Da, situația în momentul acela la Viitorul, am avut o discuție cu conducerea clubului și mi s-a spus că nu îmi garantează nimeni că voi mai juca foarte mult. Practic nu mi-a cerut nimeni să plec. Eu mai aveam contract încă un an, semnasem pe un an jumate și mai aveam contract încă un an. Mi s-a spus că nu, poate nu voi mai evolua la fel de mult și dacă doresc, putem rezilia contractul pe care am iabilă și să ne vedem fiecare de drum. În ciuda faptului că eram acasă la Constanța, la o echipă de Liga 1, n-am fost genul ăsta în carieră să stau la echipă unde, nu știu, ori poate nu mai sunt dorit, ori poate nu urma să joc așa mult pe cât mi-aș fi dorit. Și am preferat atunci să reziliez contractul cu Viitorul în ultima zi, din ce mi-aduc aminte, în ultima zi a perioadei de transferuri, 30 august sau ceva de gen. Și am reziliat atunci, am devenit liber în ultima zi, practic, a perioadei de transferuri și pe 10 septembrie, la 10 zile după practic, am semnat cu cei de la Berșot din Belgia, care la vremea respectivă era în Liga a treia Am și am înțeles. promovat în același an în Liga a doua. A părut așa un pic ciudat, mai mult decât surprinzător, ca din Liga 1 din România, de la o echipă care se bătea la titlu, poate, sau la primele două, trei locuri, să pleci la o echipă din Liga a treia. Fie ea o echipă de tradiție în Belgia, o echipă care a avut ceva probleme financiare în ultimii ani atunci și a fost retrogradat în Liga 6-a, dacă nu mă înșel. În fiecare an au reușit să promoveze și astăzi, după cum bine știți, sunt în prima ligă. Da. Dar atunci, într-adevăr, am fost și eu puțin sceptic. Înainte să accept oferta asta din Belgia, nu îmi suna prea bine așa Liga a treia. Cu toate că atunci când am ajuns la fața locului și am văzut despre ce e vorba, ce condiții sunt, erau profesioniști 200%, începând de la staff, jucători, cu toate că Liga 3 era considerată în denumire ligă de amatori la ei. Dar în niciun caz n-avea nicio legătură cu amatorismul. În schimb, bine că e în România considerată de profesioniști și, cu tot respectul, e cam de amatori. Asta voiam să spun, măcar belgenii erau cu salariile la zi, oricât de amatori ar fi fost în Liga a treia unde erau atunci, măcar erau cu salariile Da, la zi. exact. Plus că și nivelul era unul foarte bun pentru Liga 3-a. Noi aveam la fiecare meci acasă 12.000 de oameni prezenți în tribune, Da. abonamente. Acum nu se mai Deci, strâng do do nu se mai strâng
10.000 de oameni la toate meciurile din Liga 1 Adunate adunate, toate meciurile. adunate, da, adunate toate meciurile, se mai strâng 10.000 de oameni. Este Exact, incredibil. exact. Iar de probleme financiare nici nu se poate pune problema acolo. Chiar n-a fost absolut nicio problemă. Cât am stat un an de zile, nici măcar o zi întârziere. Cum ar fi spus conducătorul acela din Liga 1, acolo oamenii aia sunt cu datoriile la zi și de aia n-au problemele astea. Exact. Uite, au început să curgă întrebările pe chat. Prima întrebare este de la Dani Lung, este un urmăritor fidel al emisiunii noastre Sport Marathon și întreabă așa: ce antrenor din cariera ta de jucător de fotbal și-a pus amprenta asupra ta? O să spui că toți, dar trebuie să fie unul, nu știu, care chiar a contribuit decisiv. Tocmai ca să evit răspunsul ăsta, chiar mă gândeam să aleg unul sau doi, ca să nu spun toți. Te vezi, Dani Lung a pus o întrebare dificilă, exact așa cum trebuie să-ți Da, fie adresată astăzi. Era cel mai simplu să zic toți și scăpa. Cum am spus și mai devreme cu domnul Cosmin Oroiu și domnul Gheorghe Hagi. Da. Daniel întreabă și el la rândul lui: îți propui să revii în Liga 1 și crezi că mai poți juca la nivelul ăsta? Nu, nu mi-am făcut un scop din asta să revin în Liga 1. E foarte greu, spre imposibil să mai, să fim realiști până la urmă, să mai revin în Liga 1 după atâția ani petrecuți la Liga 2, în ciuda faptului că am avut și sezoane foarte bune în care am ieșit golghetul Liga 2 acum câțiva ani, dar în ultima perioadă, având și aceste accidentări, am cam ieșit un pic din circuit și e un pic mai dificil să mai revii la nivelul ăla. Tarantino România întreabă în felul următor un lucru pe care eu nu l-am observat, dar uite că întotdeauna urmăritorii noștri sunt mai inteligenți decât mine. Zice așa: Vlad Rusu, am văzut pe Transfermarkt că semnase cu cei de la Farul. Ce s-a întâmplat de ne-am ajuns la ei? Nu, am semnat cu cei de la Farul anul trecut, în ianuarie. Farul din Liga a doua. Să nu facem confuzie. Între timp, Viitorul a devenit Farul. Dar până să devină Viitorul Farul, exista Farul Constanța, care era înscrisă în Liga a doua, cu care am semnat în ianuarie anul trecut, pe o perioadă de 5 luni de zile sau câte erau până în vară. Și asta a fost situația. Uite, întreabă Valentin Dincă dacă ai făcut plinul astăzi, că înțeleg că or să urmeze niște scumpiri uriașe la carburant. Da. Eu am da, făcut am văzut ce la televizor. Paranteză, spun că eu am făcut, da. Eu sunt pregătit. Da. A, e în regulă. Reconquista te întreabă dacă ai jucat vreun derby cu Royal Antwerp, sau cum s-o citi în limba lor. Nu, n-am apucat stând un singur sezon în Belgia, și, cel de când echipa era în Liga a treia, nu ne-am putut întâlni pentru că nu eram în același campionat, practic. Acum, în schimb, se întâlnesc în Liga 1. E un derby al orașului, acolo un derby local. Chiar acum 2 sau 3 zile, cred că a avut loc derbiul pe terenul celor de la Royal. Din păcate, Berșot a pierdut 2-1, dar e o rivalitate foarte mare acolo în oraș, da, între cele două. Da. Încă ești la zi cu ce se întâmplă acolo la ei, la echipă? Da, chiar urmăresc. Bine, urmăresc fotbalul din mai multe campionate, dar faptul că am fost un sezon acolo și modul cum am fost tratat și primit, atât de către cei din club, cât și de suporteri, m-a făcut să am o simpatie așa, și un respect aparte pentru cei de acolo. Tem cu o întrebare așa, mai, nu tocmai confortabilă. De ce ai strâns doar 33 de meciuri în Liga 1? Pentru că, dacă mă întreb pe mine, sunt atâția atacanți care, sincer, uite, îți dau un exemplu. În mod normal nu trebuie să dau exemplu, dar îți dau exemplu ăsta. Mamut, băiatul ăsta care joacă acum la FCSB, el a fost și pe la Craiova. Bă, sincer, Mamut este sub mulți jucători de Liga 1.
Tu de ce ai doar 33 de meciuri? Asta e întrebare, de fapt. Da. Așa a fost să fie. Antrenorii pe care am avut în carieră au decis, ca să zic așa, ca eu să mă opresc la cifra asta de 35 de meciuri în Liga 1. Eu cred că am făcut tot posibilul de-a lungul carierei să mă pregătesc și să joc cât mai bine, dar mai departe știi cum e. Nu e decizia tu ca jucător să te introduci în primul 11 sau pe parcursul unui meci. E un antrenor care ia aceste decizii și practic nu ai decât să te conformezi. Mi-aș fi dorit, într-adevăr, să joc mult mai multe meciuri. Dar... Sau un patron. Acum depinde. Antrenor sau patron. Da. Asta a fost situația și, într-adevăr, am rămas cu un mic regret, ca să zic așa, că n-am strâns mai multe meciuri. Dar, așa cum spuneam și mai devreme, acum nu prea mai contează. Nu mai e timp de regrete. Să-mi continui acum nebunia mea. 27 de meciuri are Mamut în Liga 1 pentru FCSB și Craiova. Deci 27 de meciuri un jucător care a văzut golul la fel de des cum l-am văzut și eu. Adică mai deloc. Întreabă Dani Lung. De fapt nu întreabă. Te roagă pe tine să le dai un mesaj tinerilor care vor să ajungă fotbaliști. Chiar și din experiența ta până la urmă, pentru că și tu probabil ai făcut greșeli și poți să le spui copiilor unde să nu greșească. Nu știu dacă aș putea să le spun unde să nu greșească. Până la urmă, cred că în cariera unui jucător de fotbal e imposibil să nu apară și niște greșeli, să le spun așa, la un moment dat. Și poate că e mai bine să te lovești singur de ele decât să le auzi din alte părți. Poate așa, experimentându-le pe propria piele, poate le înțelegi altfel și văzând unde ai greșit, îți poți schimba mentalitatea în continuare. Nu știu ce să le spun copiilor, tinerilor care vor să facă o carieră în fotbal. Pur și simplu să-și urmeze visul, să muncească cât mai mult și mai departe mă abțin așa un pic, ținând cont că trăim în România. Nu vreau să le tai aripile, ca să zic așa. Îi încurajez totuși să meargă pe linia asta și părinților le tai să încurajeze să fie alături de ei. Pentru că și trebuie să fie puternici, să treacă peste toate piedicile care li se vor pune în cariera asta. Cu siguranță vor apărea, așa cum am zis mai devreme, momente dificile peste care trebuie să fie pregătiți să treacă cât mai ușor. Tu ai ajuns la 31 de ani, probabil vei mai juca fotbal câțiva ani, nu știu, depinde cât hotărăști tu sau cât te lasă corpul. Dar te-ai gândit după ce renunți la fotbal, ce vei face? Întreabă Dani Lung, îți vei agăța, după ce îți vei agăța ghetele în cui? Vei continua tot în fotbal sau nu știu, te vei retrage într-o afacere sau ceva? Nu am foarte bine pus la punct acest plan, ca să zic așa. Dacă mă întreb la ora asta, nu cred că aș vrea să continui în fotbal. Pentru că și ca antrenor, ca să dau un exemplu, practic ai cam aceeași viață ca unui fotbalist, ca să zic așa. Mă refer antrenor la Liga 2, Liga 3, Liga 1, unde e vorba tot la fel de cantonamente, de meciuri, de deplasări. Practic tot ai cam aceeași soartă ca unui fotbalist, mai mereu plecat de acasă. Și plus că la evenimentele care se întâmplă în ultima vreme în fotbal, chiar nu știu ce m-ar putea atrage sau determina să continui în această meserie, ca să spun așa, și după retragere. Tu ți-ai deschis ceva, vreun business?
Adică să știi că bă, după ce mă las de fotbal, nu știu, am o șaormerie, să dau exemplu așa, nu știu, am o ceva. Nu, nu, momentan nu. Nu am nicio afacere, niciun business deschis, dar cine știe, niciodată nu e prea târziu. Dacă deschizi vreo șaormerie, să ne spui că toți de aici de pe chat suntem amatori de Da. șaorme. Cum să am? Uite, te mai țin încă 5 minute, o să fie o oră în cap și te întreb un pic de situația actuală din Liga 1, unde unii încă îi dau șanse FCSB-ului, alții nu prea. Tu cum vezi situația asta? La titlu mă refer. Da, înțeleg. Șanse mai sunt. Atâta timp cât diferența de puncte nu este una care să o facă pe CFR campioană deja, șanse mai sunt, dar consider că este destul de greu să se mai întâmple ceva în lupta la titlu. Cred, asta e părerea mea, că și anul acesta CFR în proporție de 90% probabil va ieși campioană. Mai degrabă cred că e lupta deschisă pentru locul 2 decât pentru locul 1. Da, uite, cineva se numește TTT, cred că te cunoaște și spune așa: salutări de la Andrei Dragu pentru Vlad Rusu. Dacă te Da. cunoaște, e foarte bine. Îl salut și eu. Îi mulțumesc. Mă uitam acum dacă mai e vreo întrebare. 90% șanse are FCSB. În fine, da, sunt și glume pe chat. Da, deci bătaia ar fi pentru locul 2, dar ce îi lipsește totuși FCSB-ului? Pentru că FCSB-ul de câțiva ani, de 4-5 sezoane, nu mai pe locul 2 termină. Ce are nevoie FCSB-ul? Așa cum vezi tu, până la urmă ai joci fotbal, știi ce s-ar putea să-i lipsească. E greu de spus ce i-a lipsit. Într-adevăr, în ultimii ani au terminat pe locurile 2-3, n-au fost clasări așa cum cu siguranță și-ar fi dorit cei de acolo, dar chiar nu știu ce să spun. Nu sunt în interior acolo zi de zi ca să pot să-mi dau cu părerea. E clar că lucrurile nu merg așa cum își doresc cei de acolo. Sunt și tot felul de fluctuații în rezultate. N-au reușit să. Și atunci când au legat mai multe victorii, din păcate, a urmat o perioadă după în care nu prea au mai acumulat puncte. Situație care i-a dus în această postură. Să se lupte pentru locurile 2-3, ca să zic așa, în fiecare an. Bun, mai am două întrebări și te las. Te spune cineva pe grup că ce întrebări pui și tu, Aline, cât timp e antrenor patronul, n-ai ce performanță să faci. Da, și asta este adevărat, dar eu vreau să întreb altceva pe Vlad Rusu, dacă a vorbit vreodată cu Gigi Becali. Da, am avut discuții atunci când eram acolo. Două sau trei, cred. Și la stadion, și la o zi de naștere a dânsului, cred, când a chemat toată echipa la palat. Și chiar avea discuții cu aproape toți jucătorii. Și cu noi, cei mai tineri, iar mereu ne băga în seamă și discuta cu noi. Și nu ți-a spus că pe viitor vrea să ia pe tine, până la urmă, ăia 30 de milioane de euro? Asta nu știu, dacă nu mai aduc aminte dacă mi-a spus personal, dar mi-aduc aminte că la vremea aia am citit în ziar. S-a tot scris chestia asta atunci, în perioada aceea, și din ziar practic am aflat unul de la dânsul personal. Am înțeles. Și în final vreau să ne spui în ce stadiu este accidentarea și când ar trebui să revii la antrenamente, pentru că mai întâi la antrenamente și apoi pe teren direct. Da, am început recuperarea în urmă cu 4 luni. Mai am totul decurge spre bine, dar încă nu sunt 100%. Nu mai am dureri. Am început și alergările ușoare și la partea de forță.
E totul ok. Vă spun că am în jur de o lună, cred, maxim. Cam așa că ar mai dura recuperarea, până să fiu bine, spre foarte bine. Încât să pot intra la antrenamente. Asta vreau să te întreb. Și revii la echipa de care aparții acum, la Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Da, în funcție de cum va evolua și recuperarea. Dacă voi fi bine, așa cum am spus, într-o lună, mă voi întoarce. Dacă lucrurile nu sunt chiar cum îmi doresc și consider împreună cu doctorul, domnul Codorean, că mai am nevoie de încă o perioadă suplimentară, nu vreau nici să mă grăbesc și o să revin abia atunci când voi fi apt 100% din toate punctele de vedere. Perfect. Vlad, îți urăm însănătoșire grabnică, pentru că asta este cel mai important, și apoi vezi tu unde o să joci, că nu cred că vei mai rămâne la echipa asta dacă este dezastrul care este. Trebuie să găsești ceva unde să joci și unde să-ți arăți până la urmă calitățile, pentru că sunt destule acolo. Nu duci lipsă din punctul de vedere. Și îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația mea. Ai acceptat-o, asta ca să menționez, pentru că de fiecare dată atunci când un om acceptă invitația fără să zică, bă, la ce oră, stai să văd dacă pot, stai să nu știu ce, tu ai acceptat-o direct. Când este, îmi dai link-ul și intru, așa mi-ai spus, și îți mulțumesc încă o dată și vreau să știe lumea că sunt și jucători de ăștia mai normali la cap, nu doar de a fi țăși, cum sunt unii obișnuiți. Da, îți mulțumesc pentru aprecieri și pentru invitație deodată și să ne auzim cu bine. Seară bună, Vlad! Mersi frumos! Mulțumesc! Seară bună! La revedere! Da, noi continuăm. Încă 30 de minute continuăm cu oamenii de pe chat. Am vorbit cu Vlad Rusu, ne-a spus lucruri interesante legate de perioada pe care o traversează acum Viitorul Pandurii Târgu Jiu, echipă pentru care joacă și echipă de la care nu și-a primit salariul de 8 luni. Voi cum ați reacționat dacă nu v-ați primit salariul de 8 luni? 8 luni, adică aproape o sarcină de 9 luni. Adică în 9 luni puteai să îți lași soția gravidă, amanta sau iubita. Vlad Rustu în astea 8 luni a trebuit să tragă de el, a trebuit să strângă bani din stânga, din dreapta și a trebuit să își facă recuperarea de după accidentare din banii proprii. Un lucru care se întâlnește doar la fotbalul amator. Vreau să vă salut încă o dată pe cei care sunteți acum pe chat. Pe Dani Lung, pe Valentin Dincă, pe Tarantino, pe Yo-Yo Vlog, Aiurea Ro, Roxana Gantova, mai era pe aici cineva, Daniel, Sărilie Dumitrescu, Gogeamitu, Aiurea.ro și toți ceilalți care sunteți și nu ați scris până la ora asta, mai stăm 30 de minute până vom încheia acest live. Cine vrea să intre în direct să discutăm despre reacția lui Vlad Rusu legată de fotbalul românesc, legată de perioada de la FCSB. Și uite, îi mulțumim acum lui Valentin Dincă, cel care s-a alăturat canalului nostru și a devenit membru junior, sau junior, să fim români, ai canalului și chiar vă invit și pe voi să vă alăturați canalului. Tarifele sunt relativ mici, zic eu. Să fii junior costă cât costă, Valentin? Cred că 6 lei, nu? 5,99 lei, da, costă să fii junior și la fiecare nivel primești ceva în plus. Vă spun de acum că Dani Lung este primul care s-a alăturat canalului și este membru senior cu drepturi depline. La membrii seniori vom face, cu acești membri seniori, vom face live-uri în care vom vorbi lucruri care nu pot fi publicate în acest moment. Lucruri care, să spunem așa, nu sunt dovedite. Lucruri pe care ați vrea să le aflați, dar nu aveți de unde, pentru că nu apar în presă. Și cine va deveni membru senior va avea aceste beneficii, cred că le pot spune, dar doar pentru acele persoane. În direct noi a intrat Dani Lung, pe care îl salut. Bună seara, Alin, și bună seara tuturor de pe chat. Și continui să spun salut, Dani Lung, continui să vă spun
Să-i mulțumesc lui Valentin Dincă, cel care spune că decât un litru de motorină, mai bine un join la Alin. Da, să știți că păi, la mine e mai ieftin joinul ăsta de junior decât un litru de motorină. Așa că măcar cu asta să vă alegeți. Valentin Dincă mai spune că mai mici decât un litru de motorină. Da, exact. Slava Ucraina, spune Cristian. Roxana Gantova zice, da, cine își bagă și scoate nu se poate aduce în presă. Adică eu, vrei să spun că eu înjur sau nu înțeleg? Dacă vrei să spui asta, n-am. Aici nu se înjură pe la această emisiune. Gogeamitu spune că... nu știu, da, în fine, e o întrebare ciudată. Dani Lung, ce faci? Bine, aștept să înceapă meciurile. Am intrat și te-am văzut, că altfel mă uitam la Porto Lyon. A, chiar trebuie să înceapă meciul, e dreptate. Uite, salutăm și pe Valentin Dincă. Practic, cei doi membri, cei doi membri ai canalului sunt în direct în același timp. Și le mulțumesc încă o dată că s-au alăturat canalului și sunt membri cu drepturi depline. Ce face Valentin? Care e treaba cu tine pe aici? Bă, mă amuză treaba asta cu motorina, cu benzina. Bă, nu înțeleg ce au oamenii ăștia în cap. Adică ei nu se gândesc că cu cât alimentezi mai mult, cu atât faci mai mult rău? Adică e cerere versus preț. Cu cât e cererea mai mare, cu atât crește și prețul. Nu știu ce au oamenii ăștia în cap. Păi ăștia profită ca de fraieri de ei, cu benzina și cu motorina. Deci da, m-am amuzat teribil. Se exagerează un pic, dar știm cu toții de ce este crescut prețul. Adică nu cred că trebuie să ne mai gândim de ce. Uite, salut și pe Daniel, care s-a alăturat discuției noastre. Salut, Daniel. Salut, Alin. Salutare tuturor. Și bine, salutare tuturor fanilor mei de pe chat. Ce ai fani de aici? Bună seara. Salut, Dani, și aș vreau să-i spun ceva lui Valin, lui Dani, îmi cer scuze. Sunt foarte supărat pentru că a bătut Nice pe PSG și m-a scos, deci vreau să spun că a stat în ultimul meci la pariuri. Aveam doi soliți pe PSG și am pus contra X meciul, că la 1, nu știu, nu mă așteptam să bat. Am zis, bă, hai că mai repede este X, știi, măcar să mai recuperi ceva din bani. Și dă gol Nice, mă, în minutul 91 sau nu știu, 92. 88. Dacă ascultai, că ai fost la emisiune miercuria trecută, spus că Nisu bate. Păi nu credeam, sincer, credeam un egal, dar să bată în ultimul minut. Da, uite, ca să vă spun așa o bombă nucleară, Sport Maraton a fost singurul mare trus de presă care a avut om trimis la acest meci, cu imagini, cu video, cu poze, adică ne respectăm un pic, ce să zic, asta înseamnă să fii profesionist, domnul Dani Lung. Care te-ai ocupat de tot ce înseamnă poze și video pe acolo. Mersi mult. Cum? N-ai pentru ce? Cum s-a văzut meciul? Dacă tot am deschis subiectul de Nice, s-a văzut meciul de la același nivel cu Neymar, cu Messi și cu alți grei? M-a deranjat cel mai mult Stewards, că era de 6 ori mai mult Stewards decât la un meci normal. Iar jocul a lui Nice, ne-am jucat o echipă foarte scurtă, distanța între compartimente era foarte scurtă, iar Paris nu a avut pe unde să paseze. Messi nu era în joc, doar rar a ajungea la minge, iar Neymar era mult mai mult în joc decât Messi. Da. Dani, dar vreau să te întreb pe tine, că ești fanul lui Nice. Pentru ce mai trage Nice în campionat, frate? Pentru ce trage an de an? Nu, trage pentru Liga Campionilor. Da? De la anul luptăm pentru campionat. Nu știu, înseamnă că sunt investiții mari la echipă, probabil. Da, e patronul de la Ineos, care finanțează și la ciclism. Da, am înțeles. Nu se vorbește mult de patron. Da. Ne mai trebuie un număr 10.
Păi luați-l pe Messi, că oricum la PSG e degeaba, adică... Postul... Luați-l pe... Postul lui deja avem. Dani, joacă... luați-l pe Octavian Popescu. Păi ofertă lui Gigi. Nu mă bag. Uite, scrie Valentin Dincă pe chat să bag, cum se numește mă asta, sticker cu Metalul Globus. Că, da, avem stickere cu toate echipele în funcție de ce nivel îți iei, te abonezi, la ce nivel te abonezi. Ești Liga 1, stai un pic așa, să nu zic o prostie. Deci, ești o marcat, ești... o marca Porto. Marca Porto. Lyon. Deci în funcție, atunci când te alături canalului, ești Liga 1, Conference League, Europa League, ești Național României, Champions League sau Cupa Mondial. Și poți să folosești emojiuri personalizate cu FCSB, CSA Steaua, Dinamo și Rapid. Și îmi zice Valentin Dincă să bag și cu Metalul Globus. O să bag și cu Metalul Globus, da. Nu vedem. Cred că a marcat, cred că e corecție, Dani. Încă nu mi-a apărut notificare. Se poate. Bun, da, gol Valentin. Anulat. Gol anulat, da. Ai emisiune în această seară, domnul Valentin? Nu, eu am pe weekend, am ceva în plan. Reconquista ce ar avea în seara asta. Acum nu știu sigur, n-am vorbit cu el. Dacă o fi pe cea să ne confirme. Nu, în timpul săptămânii nu prea fac. De ce credeți că n-a reușit Vlad Rusu să se impună în Liga 1? Pentru că ați auzit acum, probabil ați auzit măcar jumătate din ora în care am vorbit. Și uite, îl întreb pe Dani Lung mai întâi. Cred că nu i s-a dat șanse când a fost el în 2008. Avea concurență Bogdan Stancu, capitanul, era Arturo, brazilianu, era Pedriel. Și după aia, cum a spus el, a venit și Cyril Terio. Avea concurență mare în atunci se cumpărau, erau banii din belșug. Nu s-a dat creditul tinerilor. Scuză-mă, Dani Lung, dar trebuie să mă întrerup, pentru că acum chiar că o să înceapă un război mondial, adică ce s-a disputat pe acolo prin Rusia, Ucraina, ce se mai întâmplă pe acolo, dar acum sigur va începe un război mondial între... Ce-a făcut Reconquista? Între un jurnalist și un... PR al unei echipe, când va vedea că Reconquista a donat frumoasa sumă de 100 de lei. Cred că a greșit, cred că a vrut să scrie 10 și a mai pus un 0. Bune. Reconquista a câștigat la pariu. Dacă da. N-ai greșit, îți mulțumesc. Dacă ai greșit, tot îți mulțumesc. Că acum știi cum e, trebuie să existe un început, dar dacă mă întrebai pe mine, mai bine banii ai băgai în abonarea aia, în alăturarea aia, și luai de la, cum se numește, senior. Pentru că așa cum am spus, vor fi niște chestii despre care vom vorbi în fiecare lună, măcar o dată pe lună, despre subiectele pe care presa nu le prezintă și există. În fine, veți vedea la momentul respectiv. Da, Reconquista, ce zic, mersi, te aștept aici pe live să ne spui de ce n-ai mai dat atâția bani. Adică te plictisești. Uite, ți-am pus link-ul aici. Întreabă cineva câți calamari cumpărai de bani ăștia. Da. Valentin Dincă, l-ai auzit pe Vlad Rusu? Da, am auzit a doua parte a emisiunii. Tu îți mai aduci aminte de la FCSB? Tu erai mai mic atunci când jucai, erai foarte mic tu. Ah, da, în 2008, da, eram. Nu mi-aduc aminte așa bine. După nume știu cine e, am auzit de el, dar nu mai țin minte neapărat perioada de la FCSB. Deci eu nu pot să mă pronunț. Daniel își aduce aminte, sigur, că el are o memorie de elefant. Băi, da, îl știu, na. L-am prins când juca. Da, exact cum a zis și el. Cred că un meci a jucat, sau cât a zis, două meciuri, ceva de genul. A prins la prima echipă, în rest a jucat numai în Liga 2. Sau nu știu, cred că avea echipa a doua înscrisă în Liga 3 atunci. Nu, Liga 2 era. În Liga 2? Da, da. Și... Dar așa nu pot să zic că, nu știu, adică mi-a rămas așa întipărit în minte cu ceva anume sau nu. Și uitasem de el, sincer. Chiar ăsta e adevăr. Mi se pare fabulos că am pus pe Facebook-ul meu link-ul de la emisiune, știi? Frumos.
link frumos, cu poză, cu tot ce trebuie. Zero like-uri. Impact 12 persoane. Am pus apoi o glumiță. Schimb bags de măști chirurgicale cu dorite de benzină, rog seriozitate. 120 de like-uri. 120 de like-uri, impact 3000. Cum e ăla, mă, nebună ăla pe TikTok? 7 lei motorina, mă, culcat! E 9 lei motorina. Dacă era 7 lei, era bine. Da. Cât e acum? 9? În jur de 9. Dar mă rog, acum depinde și de stație. Da. Nu, benzina e cam 7,50 media în București. În unele stații prin țară au sărit de 8, de 9. Am înțeles că e ceva ilegal la mijloc, n-ai voie să mărești atât cât vrei carburantul, dar se fac niște controle, nu se rămâine. Cred că cel mai bine despre benzină, motorină, îl întrebăm pe Dani Lung, care e direct implicat și în treaba asta. Băi, Dani Lung, cum se întâmplă că tu ești băgat în toate chestiile astea? Nu, totul e legal. Totul legal. 60% mere la benzinărie, 40% la stat. Așa că totul e legal. Da, da. La voi în Franța cât este benzina? De fapt, benzina, motorina, eu știu. Azi dimineața era 2,20 euro. Mamă, incredibil. Deci 11 lei aproape, nu? Da. Fai de mine. Dacă ajungem la 11 lei, cred că mergem cu trotineta. Ce trotineta? Că și trotineta aia e scumpă. Mamă, mi se pare incredibil, frate. Lasă, Alin, facem sport. Facem sport maraton facem, cred. Uite, a zis Valentin Dinc, a comentat ceva bun. Cu 50 de lei de motorină pleci de la pompa 1 și ajungi la pompa 5. Da, uite, zice Roxana Gandova că și salariu 2000 de euro nu e nimic, 2 euro. Adică corect. Nu reprezintă nimic 2 euro față da. Salariul. E adevărat și aici la noi cât e salariul minim? 400 sau cât e? Ceva de genul. Cine mai are și banii aia? Că... Întotdeauna am apreciat faptul că avem urmăritori inteligenți și ea este una dintre ele, dintre ei. Da, Dani Lung, ce spui despre vicecampiona României? Măi, ce să spun? Auzeam multe comentarii la adresa lui Vlad. Îl spun sincer, îl scoteam cât dura încălzirea lui Târnovan, 15 minute. Îl scoteam. Cred că domnul Becali a avut multă milă și multă ca să îndure atâta gafia lui Vlad. Mă, tată, ai avut atâta timp și spațiu, o dai de aici și în corner, mă, tată, numai nu o dădeai la Tănase. Iar l-auzeam pe Iulian Apostol că spunea că e vina lui Gigi. Bă, frate, nu-i Gigi o pasat, mă. Băi, 7 gafe. Am văzut pe YouTube un top cu gafele lui Vlad, mă, tată. Păi da. nu se poate așa ceva. Asta nu e o scuză că am pierdut 1-0 cu Argeș. Da? Asta nu e o scuză. Noi trebuia să îi rupem. Asta trebuia, să le dăm cu terenul în cap, să-i batem în cap pe fasole. Dar cred că golul ăsta, gafa asta, le-a turnat plumb în ghete la jucători. Păi n-ai zis tu, Dani, erai optimist, ziceai că avem 70% șanse, eu ți-am spus atunci că nu, e greu. Și mi-am schimbat părere? Păi nu știu dacă ți-ai schimbat. Ți-ai schimbat, dar nu mi-am schimbat. Nu, dar așa zici că... Eu am zis 80. Eu nu mi-am schimbat părerea atunci. Vreau să înțelegeți stăți. Voi cred că nu urmăriți fotbalul. Băi, Liverpool de 31 de ani au câștigat titlul, bă. Suporterii au plecat de lângă echipă? A? Dani, stai puțin, că una și alta e alta. Nu putem să facem comparație între ce s-a întâmplat când au luat Liverpool campionatul acum 2 ani sau când l-a luat și ceea ce se întâmplă la noi de bani de zile. Sincer acum, eu știu ce vrei să spun. Zic. Da. Arsenal, Arsenal de cât timp nu a luat titlul? Lyon de cât timp nu mai a luat? Zin și mie dacă anul trecut am intrat la egalitate. Sporting nu a câștigat de 19 ani titlul. În Portugalia. Te întreb eu altceva pe tine. Dacă anul trecut
am intrat cu un punct peste, da? de pe primul loc, da. Și nu am luat niciun campionat. De ce anul ăsta ai avea șanse mai mari decât anul trecut? Eu și am intrat la 7 puncte în spatele lor. De ce ești mai optimist anul ăsta tu? Adică ce te... Și eu aș vrea să jucători, fiu la jucătorii îmi dau speranță. Eu nu mă bazez. Eu nu... Lumea mea nu se rezumă la Gigi. Pe mine nu mă interesează dar ce zice. Nimeni, eu nici pe mine nu mă interesează. Zis. Te-am spus ca și joc, ca și șanse. Dar eu am explicat și emisiunea trecută că în viața unei echipe sunt urcușuri și coborâșuri. Dacă noi nu pierdeam, spun Nisu, dacă nu pierdea cu Metz, cu Strasburg, Montpellier, care și cu echipe de la retrogradare, noi eram, cred că, la egalitate de puncte cu Paris. Lasă-mă că și Nisu i-a bătut pe Paris și etapa viitoare, dacă joacă cu ultima clasată, poate să ia bătaie. Despre ce vorbim? Exact, asta am spus. Da, e alt, în Franța e alt nivel. La noi, bine, și la noi e campionatul. Adică poți să joci cu ultima clasată și poți să faci un egal sau să iei chiar bătaie. Și la noi la fel, da. Nu comparăm totuși. Să-i vezi, și când joacă cu ultima clasată, să-i vezi 18.000, 20.000 de suporteri. Bă, nu și abandonează echipa, mă. E o rușine, mă. Eu nu mă pot duce. Să vezi cu voluntar 3.000 de suporteri, mă. Păi mă gândesc... Apropo de suporteri, pentru că una dintre puținele echipe din România, asta o să vă deranjeze, nu o să vă deranjeze, dar asta e adevărul, una dintre puținele echipe din România care chiar are suporteri frecvent la meciuri, adică cel puțin suporteri, mă refer în, măcar la peluză e plină, e Rapid. Are Rapidul forța să câștige play-out-ul pentru a se duela cu echipa de pe locul 3? Sau eu nu. Sunt cel puțin două echipe pe să Rapid în play-off în momentul ăsta. Play-out. Da, nu, corect, în play-out sunt cel puțin două echipe. Mă refer aici la Botoșani și a doua, cred că UTA, care joacă mai bine decât Rapid. Da, uite, Rapid are 20 de puncte și Botoșaniu, care este pe 7, are 23. Deci ar fi acolo. O victorie ar putea să urce unde trebuie. Nu cred că au șanse la câștigarea play-out-ului. Situația îngrijorătoare este mai jos, la Dinamo, unde diferență de 6 puncte până la CS Mioveni, deci prima echipă de pe locul 13. Și după aia... Un play-out e mai ușor, Alin, că se știu cele două retrogradate și se mai luptă pentru da, deja, cine? Dinamo, deja se știu. Deja pentru... se știu cele două. No. Auzi, Alin, dar cum vine locul 14 din Liga 1 cu locul 3 din Liga 2 sau cum se face cu plajul la baraj? Ai idee? Avem loc, idee. Dacă ar pica cu Hermannstadt, ar fi ușor, că Hermannstadt, am înțeles că nu ar lua licența de Liga 1. Păi de ce să nu ia, că e insolvență, eu înțeleg cu ea. Locul 14 cu locul 3, da, și locul 15 cu locul 4. Din. Mă gândesc că 4. Cu Steaua ar avea meci mai greu decât cu Hermannstadt, de-aia mă gândesc, știi? Nu știu păi, Steaua ar trebui să primească dreptul de a juca mai întâi. Asta da, vedem ce se întâmplă. De fapt nu locul 15, locul 13. 13 și 14 joacă barajul. În play-out e dificil că se joacă doar play-out-ul, așa cum evidențiază și Roxana Gandova. Doar turul se joacă. Da, ar fi și multe etape, că sunt mai multe echipe anul ăsta și dacă ar juca și returul s-ar prelungi prea mult. Da, acolo este situație de da, îngrijorătoare. Cel mai tare meci din play-out, din păcate, se joacă fără suporteri acum în weekend. Dinamo Rapid. Rapid Dinamo. Da, cel mai... Da, Rapid Dinamo da, joacă. Ce tâmpenie să trimiți meciul ăsta să se joace la Mioveni, adică de ce? De unde, se joacă fără de suporteri. Păi și de ce te duci acolo că e mai ieftin, adică... Păi nu văd sensul să plătești chirie pe Arena Națională când nu ai suporteri, adică... Și chiria e mai mică atunci când nu ai suporteri, pentru că nu trebuie să iei paznici, bodyguards și așa mai departe. Păi da, dar nu văd care e ideea. Bănuiesc că și la Mioveni e și mai mică. Bă, oricum e la mică, dar... Mă refer în ideea în care noi mai avem niște stadioane pe care s-ar fi putut juca meciul ăsta în București. Adică în București care?
Deci, pe care? Este Arcul de Triunf, este Stadionul Steaua, este... Arcul de Triunf e închis. Care, mă, în București vă spun eu, mai sunt alte stadioane, da? Sportul, BNR... Regie nu, nu e omologat pentru Liga 1. Trebuie să vă gândiți să fie și omologate pentru Liga 1. Atenție. Eu încerc să găsim niște stadioane în afară de cele construite. Nu există. Recent. Arcul de Triunf e blocat momentan. E ceva juridic acolo, nu știu ce ne-a mai treaba. Păi, asta pe Steaua nu l-ar primi Rapidul, pe Steaua clar. Și pe Dinamo nu te-ar primi. Deci. Dar de ce nu ar primi, de ce nu ar primi cineva pe cineva? Adică, care este ideea acestei primiri? Cine e X să nu primească pe Y? Dacă pentru X că așa e în România, Alin, ce te miri? Așa e în România. Eu mă mir pentru că am văzut în Italia, bine, știm, toți știm că în Italia stadioanele sunt făcute din bani publici, cam toate stadioanele. Și se joacă, nu știu, două echipe pe un stadion, mereu, Inter cu AC Milan, Lazio cu Roma și sunt o grămadă de exemple. Adică de ce la noi nu s-ar putea treaba asta? Și până la urmă, avem și stadionul... Liga 1, exemplu, stadionul Ion Oblemencu. Corect, da. Stadionul Ion Oblemencu. Adică și două echipe rivale, da. Și acolo a fost aceeași discuție că nu e permis să joace echipa lui Militelu, dar de ce? E stadionul cui? Pentru că avem la conducere oameni foarte inteligenți și foarte... Eu n-aș fi văzut o problemă dacă juca Rapidul pe stadionul Steaua. Foarte bine, nu e prima oară când joacă Rapidul pe stadionul Steaua ca gazdă. Era ceva normal. În România se ține foarte mult conști de opinia suporterilor, mai ales că cei de la Steaua sunt mai pătimași, că știu unde vrei să ajungi. Sunt parțial de acord, dar... Na. Apropo de discuția asta cu suporterii, vă întreb pe voi ce părere aveți despre demisia lui Flaviu Stoican și apoi o să vă spun eu ce s-a întâmplat acolo. Ce părere avem? Da, de plecarea lui Stoican așa ciudată. Păi... Da, am văzut asta, a declarat ceva. Cred că, din ce am văzut eu, că el nu prea a vrut să vorbească, a fost ceva de comun acord. Asta ca să nu... Adică știu mai mult ca sigur că s-au implicat suporterii, nu? La asta te referi. Practic, da. Suporterii au avut un cuvânt de zis sau a cântărit mai mult cuvântul suporterilor decât cuvântul lui Mureșan sau cine mai în conducerea respectivă. E și treaba aia cu Stăncioi la Rapid, nu știu dacă ai vorbit, Alin. Da, uite, de aia n-am vorbit, dar o să vorbim. Și ca să nu pice conducerea, cred că a fost ceva de gen spune presei Stoicane că asta e, a fost ceva de cu un acord ca să nu știi. Ei, hai să spun eu, Alin, și după aia continui tu. Înainte, asta diferența dintre Dinamo și Rapid e că la Dinamo măcar se mai implică financiar suporterile. La Rapid nu se implică niciun suporter financiar. Adică, bun, la Dinamo se ieși că mai au un cuvânt de spus, dar la Rapid chiar nu văd ce cuvânt de spus ar avea. Hai să vă spun ce s-a întâmplat la Dinamo. Din sursă 100% sigur. Deci știi că până acum vă spuneam când era mai puțin sigură, acum vă spun că e 100% sigură. Deci Iuliu Mureșan a sunat pe Stoican, asta în urmă cu două zile, parcă așa, două zile, da. Și Mureșan i-a zis, bă, sunt presiuni de la Marian Iuhas și de la DDB ca tu să pleci, pentru că ăștia nu te mai vor. Și Mureșan a zis jucătorilor că a fost o ședință, știi, a fost o ședință în care au venit jucătorii, a fost și Stoican acolo. Și Mureșan a zis, bă, sunt rezultatele foarte proaste și vrem să renunțăm la Stoican. Și uite, aici a fost un moment interesant, că jucătorii au răbufnit și au transmis lui Iuliu Mureșan că nu e normal ce se întâmplă și că jucătorii sunt cu antrenorul. Stoican a încercat să pondereze discuția, adică să-i liniștească pe jucători. Și le-a zis că bă, trebuie să jucați indiferent de ce antrenor ar urma să vină, pentru că eu va trebui să plec, că asta este situația. DDB-ul pune presiune, Marian Iuhas, care este unul dintre oamenii care înțeleg că ar da bani la Dinamo, pune și el presiune și jucătorii au spus așa. Eu am totul trecut pe telefon pentru că urmează să facem și un material. Să dai bomba. Da, jucătorii i-au spus lui Mureșan în felul următor: domn președinte, cum să-l dați pe Stoican, pe Flavius, pe Mister, de fapt, au zis, pe Mister afară, nu dumneavoastră decideți cine pleacă, cine l-a dat pe Rednic afară, nu dumneavoastră.
și zic jucătorii în același timp, cine e Iuhas ăsta? Ăla care promite primă de 250 de milioane și vine în vestiar cu 200 de milioane? Cine să vină la noi? Urin? Ăla care pune bulinele pe tablă și noi îi facem tactica? Vrem să rămână Flavius. Nu vrem niciun ban, vrem să rămână el. Că era ideea că nu mai bagă nimeni bani la echipă dacă rămâne Stoican. Și fiți atenți cum s-a terminat discuția. Mureșan a zis, ok, bine, vă asumați să rămână Stoican și în cazul, nu știu, unor rezultate negative, practic să plece, să fie obligat să plece. Și au zis jucătorii, da, că noi suntem cu el, vrem să continuăm așa, bucurie, fericire, nu știu ce. În fine, Stoican i-a spus lui Mureșan că până la ora 7 va lua o decizie finală și îl va contacta pe Mureșan. După ce a analizat el situația, l-a sunat pe Mureșan și i-a spus că cel mai bine pentru jucători și pentru echipă e ca el să plece. Și atenție aici, că asta este interesant. Deci Stoican l-a sunat la 7 pe Mureșan și i-a zis, bă, o să plec, nu știu. Deci l-a sunat pe Mureșan și i-a zis că se gândește să-și dea el demisia. Stai un pic. Nu. Deci, evident, aici discuție că la 7 Stoican l-a sunat pe Mureșan și Mureșan i-a spus lui Stoican în felul următor, că se gândește să-și dea el demisia, că nu mai rezistă presiunilor lui Iuhas și a DDB-ului. Adică Mureșan nu mai rezistă presiunilor și vrea să plece. Și Stoican în momentul a zis, stați domn președinte, că nu trebuie să vă dați dumneavoastră demisia, cum dau eu demisia. De ce să plecați dumneavoastră? Mai bine plec eu. Și pentru binele jucătorii voi pleca eu. În momentul ăla Mureșan a răsuflat așa, ca și cum i s-a luat o piatră de pe inimă, era ceva din ăsta. Așa, știi? Da. Și cam asta a fost povestea unei iubirii. Dar parcă acum a venit Șerdean și nu știu cum a luat pachetul majoritar. A luat pachetul majoritar de la Dinamo, bine, și acolo e o discuție, acolo e un circ total, unde nu o să mă bag pentru că nu mă pricep. Și uite, îl salutăm pe Reconquista, care s-a alăturat discuției noastre și pe care îl anunț din start că nu vom sta mult, pentru că și așa era programat să stăm până la 10, dar din respect pentru el și pentru oamenii de aici am zis să mai rămânem un pic. Salut, Alin! Ce faci, Reconquista? Ce te-a apucat la ora 10 noapte să arunci cu banii ca Gigi Becali? Mă, eu nu arunc cu banii, chiar eu nu... Asta vreau să spun, că ce e interesant, mie cam donat. E faptul că prima dată în viața mea am făcut asta, niciodată n-am mai făcut niciun canal, nu știam cum se face. De asta săptămâna trecută n-am putut să fac. Wow. Alin, ești privilegiat. Da, serios. Mi-ai spus că începe războiul mondial. Da, e un gest frumos. Da, pentru că am zis că datorită ție am câștigat la meciul, o să dau în privat să vezi ce am pus, la meciul Faru cu Argi și o recunosc. Chiar dacă involuntar m-ai ajutat, de ce nu? După mine cine mă ajută, eu rămân recunoscător. Care mie, mi-a zis Dani că bate Nis PSG și tot nu l-am crezut și am pierdut. Ce să mai zic? Nu, dar mi-a plăcut și cum a curs jocul, adică mi s-a părut că putea, mai ales pe final, că eu am pus și live. Mi se părea că poate să bată și așa a fost. Deși n-a avut nicio logică asta. Și oricum și simpatizez pe Alin, de ce nu? Adică așa, că tot am intrat mereu, de ce nu? E prima dată oricum când am donat. Acum cred că următoarea donație o mai fac când câștigă Rusia războiul. Băi, Reconquista, pentru buzunarul tău aș vrea să fie prima și ultima dată când donezi, să nu mai donezi. Ah, da, nu știu. Vezi că orice... Dedicați, asta nu-mi plac chestiile astea, mi se par așa exagerat. Nu o să vorbim despre antrenamentul cu arme din partea aceea a Europei, pentru că înțeleg că YouTube-ul are o șmecherie. Dacă vorbim despre, cum l-anumim, președintele țării de deasupra noastră? Operațiune militară specială. Operațiune, da, dacă vorbim despre această operațiune militară, înțeleg că YouTube-ul ne cam ia un pic din rici. Din persoanele la care ajunge videoclipul și de aceea nu vreau să vorbim deloc despre operațiunea aceasta militară. Și noi ne credem în democrație. Oricum, eu nu fac probleme. Eu nu fac probleme pentru recrutare. Și de ce nu fac probleme pentru recrutare? Pentru că am plinit 61 luna trecută. Ai 61 de ani? Păi da. La mulți ani. Mulțumesc mult și vouă.
La mulți ani. Uite, Reconquista mi-a făcut reclamă acum și toată lumea acum sare pe mine să dau și eu ponturi de-astea. Când am, le zic aici. Dar... Uite, să spună Reconquista acum, că ne uităm, e live match-ul, da? Real Madrid cu PSG în prima repriză, peste 1,5? Crezi că se înscriu? Nu cred că se dau atâta. Nu. O să fie tot așa. Păi dă seama că e foarte decisiv pentru ambele meciuri. Nu. Dar se poate orice la ce jucători de valoare sunt. Eu oricum am zis de la început se califică PSG. Altceva nu știu. Ia, meciul ăsta. N-am altceva. La City cu Sporting. Ia mă că de 6 minute au început. Știi cât are acum la live? Peste 1,5 în prima? 2,60. Și mi se pare mare. Dar e greu. No, City nu mai trage. Clar. Bă, ți-am zis că eu nu mai pun după Ilie Dumitrescu, frate. Nu mai pun arame de bilete, bă. Trebuie să pui după Alin. Deci eu cred că le dă extremă ca să pierdem. Adică e invers, știi? Un pont de care, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar am fost sigur de pontul ăla la o cotă foarte bună. A fost cine merge mai departe, la Barcelona cu Napoli. Chiar am fost sigur de pontul. Ai zis Barcelona, mi-aduc aminte. Am zis și la tur și la retur am zis că trebuie pus pariul ăsta. Pentru că la tur avea 1.75 Barcelona când merge mai departe și la retur 1.90, atenție. Bine, nu mai zic că la retur i-a omorât pe săracii italieni. Are cotă bună Realul că merge mai departe, 3 și ceva, dar nu știu ce să fac, să pun, să nu pun. Văd că tot atacă Realul. Da, văd că... Dar ce face băiatul ăsta, bă, la Vinicius, nu? Da. Daniel, eu spun că... Realul câștigă în seara asta, se califică. Păi și eu tot așa zic. No, PSG se califică. Dar e imprevizibil Mbappé, știi? Și aia nu poți să știi. Hei, jocul lui Paris nu funcționează. În afară de Verratti nu cară nimeni mingea, mă, tată. Iar pe Benz, nimic, zero, nada. Dar ce, Alin, e vreo problemă dacă se vorbește de chestia aia? Adică nu-ți face nimic. Înțeleg. Nu-ți face nimic propriu zis, dar înțeleg că nu-ți dă riciu cum ar trebui să-ți dea și dacă vrei să promovezi clipul, nu te lasă, pentru că vorbești despre treaba aia. După tine emisiune și eu nu vreau să-l promovez, dar... Bine, oricum am vorbit săptămâna trecută. Da, nu aici, aia s-am spus la cei care vor, o să vorbesc după asta. Uite, cineva... Roxana Gantu va spune că o să pună 10 euro. Cred că pune 10 euro pe calificarea Realului. Cuiva, nu știu, pe cuiva. Realului, cred. No. Deci, practic, scos de câțiva litri de benzină. Dani, dar continuare. Joacă Sporting în seara asta. Ce face cu City? Măi, nici nu știu. Nici n-am văzut primul 11. N-am văzut. Măi, sper să facă... Parcă Sporting rezultatul? Nu, de întors nu îl întoarce, dar nu cred că mai ia o căruță cum o luat data trecută. Normal, că nu are de ce să mai ia. Să mulțumim conflictului din Ucraina pentru prețurile astea, că da. E clar că de acolo vine. Că vreau să mă uit la primul 11, să văd dacă tă cu trei fundași joacă pe fund. Bă, ce-a făcut în prima zi de libertate? Apropo de conflict, prețurile oricum o luam în sus și fără și dacă nu apărea conflictul ăsta. Dar nu așa, nu. Tot asta era tendința de... Dar nu halul ăsta. Nu halul. Poate nu chiar așa de rapid, da. Eu mie nu vine să cred. Am văzut și cozi la benzină, la doua. Dar nu câștigi mult. Cât câștigi la un plin? Eu nu înțeleg pe ăștia care au. Adică și Alin a făcut. Înțeleg că ai câștigat. Ideea este că acum este 7 lei. 60. Și undeva peste... 2-3 zile ar urma să fie 9 lei. Am făcut un calcul și știți. Asta zic, am făcut un calcul și are și undeva la 60 de lei la un plin. Păi da, Alin, și că stai 2 ore și tot pornești mașina și o oprești și mergi și așa, nu știu dacă se merită. A, bine, asta e altă discuție. Eu am făcut plinul acum. De unde a pornit? Eu am făcut plinul. Eu făceam plinul dacă nu era coadă, dar așa să stau o oră sau două, nu, nici vorbă. Dar oricum românul știi care în sânge treaba să stea la coadă. Eu mi-aduc aminte, ultima dată când am trăit momentele astea, în anii 90, se scumpea mereu noaptea benzina, se scumpea mult. Și țin minte că a fost meciul România-Elveția, calificări pentru Euro 92. Și mă uitam la meci cu taică, și într-o dată s-a anunțat că se nu știu cum a auzit și a plecat în timpul meciului România-Elveția și a plecat să facă plinul și canistre la mașină.
Și a dat gol Mateus pe final și nu l-a văzut și m-a întrebat pe mine cum a fost golul. Reconchista, dacă ai prins vremurile alea, am impresia că suntem de seamă. Tot 60 ceva ai și tu. Da, da, da. Nu știu de ce. Dar eu de-aia și vorbesc în cunoștință de cauze. Eu când spun de sisteme politice, nu vorbesc așa. Da. Din... ar trebui să vă vorbesc cu domnule. No. Cu dumneavoastră. Mie nu vorbește nimeni așa. Nu-mi place așa, nu. Și nici nu, adică eu arăt... Și mă por copilărește, nu doar care. Da, Alin, cred, mie poți să-mi zici tu, nu mă supăr. Cred că te-am adăugat la prieteni pe Instagram, Reconchista. Eu nu am Instagram. Ia chiar spune ce Instagram era. Două secunde, Bogdan. Să-mi dai în privat pe Facebook, cum? Uite, jur că Bogdan. Nu, nu sunt eu, nu. Ai picat în plan. Nu știu. Eu dar de unde, de ce ai crezut că al meu ți-a dat respectivul cerere? Mi-a spus cineva, de fapt mi-a trimis cineva pe, cred că pe WhatsApp sau undeva, și mi-a spus că ăsta ești tu. Și am zis să te bă la prieteni. N-am avut în viața mea Instagram, n-am decât Facebook, atât, ăla unde vorbim, nu am. Nici nu știu să intru pe Instagram. Da, nu știu, în fine. Dar vorbește cu el să vezi ce zice, uite, chiar vezi dacă sunt eu sau nu. Îți dai tu seama din mai multe propoziții scrise dacă sunt eu sau nu. Nu știu, frate, cine o fi, o fi. Păi eu nu fac anchete, am mai spus. Eu când am fost întrebat, am zis, bă, omul... Și atunci când ai câștigat premiul, am zis, bă, omul a venit, omul a trimis pe cineva, a venit omul și a luat premiul și aia a fost. Da, nu, la noi trebuia să ne vedem și la Craiova, dar n-am mai putut, că atunci s-a intrat doar vaccinat. Exact. N-am știut eu că se poate intra și cu șmecherie, pe urmă am mai intrat la meci, eu nu m-am vaccinat. Și uite, acum cam degeaba cine s-a vaccinat, că nu se mai folosește la nimic, nu? În momentul de față, nu. A ratat Mbappé cu portarul, singur el. A dat în picioarele portarului. Repriza a doua cu mai multe goluri, cotă de 1.70. Au dat acele chestii pe astea. Nu știu, dar sunt cam lotul, adică se poate sau nu se poate. Adică nu câștigi foarte mult că joci genul ăsta. De mai eu zic că mai bine joci și înainte. Sau eventual chiar pe final, dacă simți că una din echipe bate și prinzi cotă mare, da, dar așa de acum e riscant. Dar eu am zis că va lua Champions League ori PSG, ori Manchester City, una din astea două, că prea de muzicine. Uitați-vă la Messi, bă, băiete, cum merge, măcar Neymar are bunul simț și încearcă să alerge, chiar așa la vrăjeară. Da, ocupă, da, stă în zonă, ocupă terenul, mai coboară jos, dar Messi bravo, nu... Bravo, că la Barcelona parcă alerga de rupe, hai, sincer, ce, la Barcelona? Nu alerga, acolo puneau mijlocașii. Tot așa juca, mie nu mi se pare diferent. Nu, nu-i fericit la Paris. Se vede pe fața lui. Iar după ce s-a terminat meciul de la Nice, doar portarul a plecat, a mers Kimpembe și a mers Marquinhos. Restul tot s-a intrat la vestiar. Cred că s-a mers fericit cu salariul de 15 milioane, cred că e un pleonas ceva sau nu știu. Băi, caracheta a intrat la vestiare. Ce-mi place de Dani Luncă, spune cu accent portughez, Marquinhos. Mai era. Știi portugheză? Păi dacă am cetățenie. Păi stai un pic, dar tu locuiești în Franța, dar ești portughez? Da. Interesant. Și ai stat și acolo, presupun. Nu. No. Nu? No. Clar că am stat, dacă am în cetățenie. Se ia ușor? Uite, mie Portugalia tot timpul mi-a plăcut. Deci no. Tot timpul simpatizam. No. Portugalia enorm. La fotbal, nu știu, la când mi-am luat eu, am avut de umbla mult să traduc, să ambasadă. Bravo, și a trebuit să dai test, presupun, de limbă, de cunoștințe. Da, la facultatea de litere din Savona. Foarte frumos, foarte. Ei chiar au o literatură deosebită, știu că... Eu v-am spus că avem oameni inteligenți aici printre noi. La Portugalia tot timpul a simpatizat-o, jucători, tehnici... Dar voi știați că și FC Vaslui s-a numit Sporting? Da. Ești acum o echipă Sporting Vaslui? Da, și acum există? Înainte de revoluție se numea Sportul Muncitoresc Vaslui. S-P-M Vaslui, așa era trecut. Dar de unde știu unde Sporting? Pe 7 mai mă duc la finala cupei. Dar știi că și Becali vrea să numească FCSB-ul Fotbal Club Sporting Becali. Tot cu Sporting. Cine joacă în finală? Nice cu Nant. Ce finală? Dar nu de cupă. Cupa Franței. Finala Cupa Franței. Au ajuns în finală echipele astea două. Da, că Nant o elimina pe Monaco.
Mă, e tare, amândouă cu galerii impresionante, o să fie super spectacol. Da, o să fiu trimis la Sport Maraton, la Paris. Am, să avem și acolo imagini, vedea câteva poze, facem spectacol sudul aici. Sudul cu Nordul joacă, Sudul cu Nordul, că n-am tine reprezentanta Nordului. Da, da, peluza lui Nils e popular Sud, foarte, da. Foarte spectacol făcut și sâmbătă. Lasă-mă, că m-a scos Nils la pariu, nici nu vreau să mai audă, vreau să piardă în fiecare etapă. Nu mai joc, băi, da, deci nu mai da, joc. Dacă mă considerai prietenul meu, prietenul tău, atunci ascultai de mine. Dani, crede-mă, chiar n-am, eu știu că tu ai sunul, dar eu am zis că, bă, poate glumești, poate. Mă gândeam, bă, un egal, dacă am pus contra X, trebuia să pun contra pe Nils, nu mi-am dat seama, ultimul meci. Dar vorbise mai aici că Nils s-a pierdut în etapa anterioară cu 3-1, cu un an. Nu? Păi și care erau premisele să bată? Nu? Să-i bată, păi nu uite și care erau premisele. Jocul nu funcționează. Ăsta de acum, se concentra la meciul de acum PSG. Asta era cel mai bun pont în sensul ăsta, știi? Ma, că da, nu mi-am dat seama. PSG gândește are 15 puncte avans, deci în campionat nu prea îi mai interesează. Și avea meciul ăsta super important. Așa te puteai gândi. Asta ar fi fost. Dar bineînțeles că nu era sigur sau dar m-ar fi meritat cu 1X. Nu, eu recunosc că am luat PSG-ul a avut la victorie 1.70, știi? Cotă frumoasă, îmi face cu ochiul, știi? Aș fi pus, eu invers, 1X. Dar era prea mic. A, problema cu atâtea vedete, o să ai numai două șuturi pe poartă, mă. La Nice. Două șuturi pe poartă? Băi, eu ți-am zis ce mă oftic acum, că dacă Nis joacă cu ultima clasată, de exemplu, etapa asta, ia bătaie. Deci nu au constanță nici ei. Adică i-a bătut pe PSG și au dat viața și acum ce mai face Nis? Mă. Uite să vă zic ceva amuzant. La cealaltă emisiune în direct Gheorghe Mustață. Da. De ce să fie amuzant? Nu. Păi e amuzant, eu dacă m-aș uita aș râde. Dacă aș asculta sau m-aș uita. Cred că a avut riding-uri proaste în ultima perioadă și vrea să ridice un pic. Da, acum e bun. Ce poate să zică interesant, zi-mi tu mie? Că aceleași lucrurile pisează de un an jumate, de când a venit acasă. Că noi vrem campionatul, uite zic eu ce zice. Noi ne dorim campionatul anul ăsta. Dacă nu-l luăm, veți vedea ce va face Peluza noastră. Nu, nu am mai zis așa. Reconquista, cred că ți-ai dorit un lider ca Mustață să adună Peluza cum adună. Mai nu mi-aș dori din cauza trecutului, așa ca om poate ca lumea, dar hai. Cauza trecutului știe să mă mobilizeze, care hai, la Cluj, voi nu aveți așa ceva. Hai să știi că noi de când tot fac eu gură pe aici, a crescut. Alina, ai observat că Peluza Lucifer a crescut exact din ianuarie-februarie de acum? Poate de anul trecut. E bine, acum trebuie mie, eu cred că a crescut de când a început să aibă performanțe și tot ia campionat pe campionat. Nu, față de anul trecut sau de acum 2 ani. A crescut cu 4-5 persoane, ai dreptate. A crescut, să știi. Da. Mamă, aș dori să văd derbiul cu meciul cu Dinamo și Rapid. Cred că nici nu vă auziți voi pe stadion. Meciul cu Dinamo și Rapid a fost prezență foarte frumoasă. Sunt poze, puteți să vă uitați. Da, Reconquista, ți-am zis că și meciul cu Rapid s-au auzit rapidiști. N-ai ce să... Băi, sunt mai tare Rapid, am zis adică... că suntem bun ca Rapid, da, dar nu. Am fost și noi foarte buni. Și rapidiștii ne-au aplaudat pe noi, să știi, și noi pe ei. Deci a fost chiar ok cu Rapid. La voi ideea e că mai rar vezi așa, e singura echipă care câștigă campionatul și când... care nu se pune în materie de suporter cam mai nimic, știi? Și exact de aia, pentru că se câștigă campionatul, dacă nu se câștiga și era primul an ăsta la titlu, era arhiplin stadionul și galerie de 5 ani. Nu există acel bazin de suporteri pasionați, așa a fost și la Astra Giurgiu. A, da, în perioada ei de glorie. Mă, Vali, dar ți-am arătat poze cu galeria din anii 2000, că era tot stadionul. Păi vă trimit acum. Eu știu că voi n-ați avut niciodată, cel puțin din 2004, de când ați promovat, n-ați avut suporteri așa. Păi nu știi, n-auzi că aveam în deplasare la Albele și n-a mai venit nimeni din urmă, ca mai ideea. După ce ați promovat? Deci, în divizia B și la promovare era lume mult mai multă ca acum. B, nu știu, nu știu. Păi uite, trimit, odată că ți-i n-am unde să-ți trimit. Uite, probabil aveați atunci când a jucat cu Dorinel Munteanu atunci până în Intertoto, în finală. Cred că venea lumea atunci. Păi trimit lui Alin în privat acum două poze, dacă vrea să le și pună, super sugestive. Galeria în anii, în 2004, de exemplu. Să vezi ce galeria lasă pe așa. Cătea lumea cățărată în copaci.
nu era loc pe nici. Așa era și la Steaua înainte. Așa era și la Steaua, așa la Rapid înainte, pentru că fotbalul era altul și spectatorii chiar erau iubitori de. Toate echipele aveau sub. Păi pune ce suporter avea Poli Timișoara? Poli era cea mai tare, Poli era chiar number one. Alin, uite, dacă poți să te uiți pe Facebook, ți-am dat două poze, eu zic că n-ai cum să zici că nu e frumos. Uite-te tu și zi părerea ta. Să nu dai poze cu... Am dai poze cu tine și aici. Uite, asta o să o pun. Că deci, zici că n-avem galerie. Uite, pune să vezi ce era acum. Și în Champions League, cum era acum. Tocmai faptul că am câștigat titlul după titlu a scăzut numărul. Pentru că oamenii s-au plictisit. Numai... Ce poți să mai aduci nou? Cu ce să mai motivezi lumea să vină? Și Steaua la fel, după 6 titluri consecutive, 98, nu știu care ați văzut și ați prins, avea 2-3.000 de spectatori. Avea 2-3.000 de spectatori la toate meciurile, de când Dinamo venea. Dă-și tu exemplu în Spania, o echipă, singura echipă cu 30.000 de suporteri. De România vorbim, păi nu de România vorbim. A, vorbim și în străină, vorbim și de România. Ce? Da, de România, deci, Steaua 98. Nu mai dai exemplu 98. După 6 titluri la rând, Steaua avea 2.000 de spectatori și 3.000 de spectatori. Da, că erau foarte puțini. Asta e galeria lui Rapid. A, bine, așa da. Nu, serios, deci chiar era nebunie, deci era nebunie. Pentru că oamenii, când vine ceva nou, e nebunie. Acum super plictisiți, nu mai e nucleu. Zi-mă, asta e galeria lui Rapid? Da. Păi chiar, de unde știm noi că asta nu e galeria Rapid? Oamenii în copaci, Comando Gruia scrie acolo. Da, uite-te acolo, la Steagură. E stadionul fără peluza aia deasupra construit. Deci nu era construit stadionul atunci. Da, cum se numește stadionul? Doctor Constantin? Stai că intrasem în alte poze, n-ai. Vezi să nu fugi nici ce poza. Pune-și pe aia din Champions League acum, dacă tot ai pune. Știați, mă, că Național Arena o să-și schimbe numele? Nu, cum? FCSB da, Arena? Nu, mă. Da, așa s-ar putea. Nu, mă, ci că au vorbit, adică vor să facă o licitație ca să obțină bani, știi? Să asocieze cu... Ai frumos așa și mi se pare cu okay. Samsung Arena sau nu știu. Pune-și pe aia din Champions League, Aline, că e super tare. Poi ai primit-o? Da. Cred că la un meci cu Bayern aia. La meciul cu Bayern din Champions League. Deci, zici, am era, lumea era curioasă atunci. Acum cu ce să mai vin nou? Mai mult decât titlul n-ai ce să câștigi. Păi și vezi, de ce n-ai bine să mai tragi la titlul? Păi eu trag ca să nu ia FCSB. În rest aș sta și eu liniștit. Mai bine... N-aveam galerie? Mai bine joci la retrogradare, că sunt și meciuri mai tari. Mai. Ți se pare slabă? Daniel, avem mult mai multe șanse să jucăm pe stadionul ICFR în cupele europene decât pe Ghencea. Ascultă ce spun eu. Păi ce, nu a mai jucat cu CSKA-ul atunci sau cu cine a jucat? Da, nu? Și cu Botoșan, recent. Da, nu? Da. Deci uite ce galerie era. Ce mai e? Băi, e mișto stadion. Adică, nu, gazonul cred că nu mai e la fel de bun cum era înainte la CFR. Ba da, e bun. Nu? E bun? E bun, da. Se lucrează, sunt oameni. În rest, stadionul e ok, lume civilizată, nu ai ce să zici că... Da. Și de câte ori a jucat acolo, nu știu, adică a fost primit bine. Știi? Cine? Steaua. Acum nu mai sunt, îți spun eu că nu mai sunt. Nu? No. Ai, mă. Între echipele din București, singura primită e Rapid, atât. Hai să vă mai dau o exclusivitate aici în emisiunea noastră frumoasă, pentru că exclusivitate nu are nimeni, bineînțeles, că de-aia se numește exclusivitate. Și după aia vă dau eu o exclusivitate, îmi cer scuze, această exclusivitate o să te privească pe tine și pe Valentin, vă spun după aceea de ce, cred că știți deci, deja. E groasă treaba. Da. Vă anunț că operația lui Ionuț Panțuru nu a reușit. Așa cum probabil se așteptau steliștii, FCSB-iștii, n-a reușit și, atenție mare de tot, dacă nu mi se închide telefonul, vă spun exact ce s-a întâmplat. Cred că mi se închide telefonul, bineînțeles. Se va opera din nou, pentru că cei de la clinica din Italia i-ar fi greșit operația. Dumnezeu. A avut o operație la cartilaj și trebuie, atenție...
trebuie, după operația pe care o va face din nou, trebuie să mai stea măcar un an pe bară. Da, păi dacă e adevărat ce zici tu, e gata. Ce ai, ești nebun? Păi atât un an de gata. Medicii, majoritatea medicilor care s-au confruntat cu asemenea accidentări spun că 99% dintre jucătorii accidentați așa se lasă de fotbal. Oricum nu era bun de nimic. Bă, nu, mi-e pare rău de el, lăsând la o parte că asta era e altă discuție. Dar cum poți să greșești operația? Cum a centrat, cum centra și el greșit, așa au greșit și ei operația. Acum, bă, nu e dorit să reconquista, sincer. Bă, nu i-a dorit niciun jucător. Păi de ce bă să-i dorești așa? Păi, la nu am zis că-i doresc, dar nici nu-mi pare rău, mi-e indiferent. Păi normal, că n-am zis nimeni că pare rău. Acum chiar Panțărul, știi tu ce porcării făcea Panțărul? Mă interesează să țin minte că a dat un gol odată cu Mlada Boris. A dat oia, ce l-am înjurat și atunci. Și mai bă, a avut o formă, la un moment dat, o formă bună. Câteva meciuri care, nu știu, chiar juca pe stânga acolo. Nu scotea nimeni din echipă. A, apropo, ce vreau să zic, bă, bine, nu o să dau nume. Știți că m-am uit din curiozitate și pe alte canale. Știi Reconquista la ce mă refer, nu? Bune, și există un canal unde, nu știu, eu i-am mai spus lui Alin, dar de data asta văd că l-au implicat și pe Valentin, v-au făcut praf, dar nu știu de ce. Stai, dar nu știu de cine e vorba. Ei, o să aflați, nu stau acum asta că nu. A, știu despre ce e vorba, știu despre ce e vorba. Că poate Valentin, fiind în breaz la asta cu canalele și cu astea, probabil știe la ce. Da, știu despre ce e vorba. Unde? Dar nu vreau să-i facem publicitate. Nu. Pe asta zic și eu. Nu m-ai făcut curios. Stai, ce? Că n-am înțeles adevărat. O să zic că timp după aia. Dar știi ce sunt eu curios, Valentin? Nu știam de Alin, că până la urmă a zis, nu, când am auzit și de tine, după aia am stat, bă, care Valentin? Pe aia mi-am dat seama că de tine vorbim. Nu, tipul e un frustrat, tipul vrea atenție și dacă vorbim despre el acum, nu face decât să-i dăm ceea ce-i doresc. Ce urât, frate! Dar ce canal, mă, unde? Nu vreau să-i dau numele, să-i facem publicitate. Reconquista, tu știi. Pe YouTube? Da. Da, o să-ți dau în privat, nu e cazul să facem publicitate aici, nu merită atenția. Nu, niciodată, nu. Cu Adi sunt prieten. O să vă dau în privat. Stai, mă, că te întreb eu acum în privat, scrie mie. Să ne dai, Valentin, din grup. Da, vă dau. E Alin despre ce e vorba? Nu știu nimic, sunt total pe lângă, eu habar n-aveam. Scrie-mi din că uite, ți-am scris eu pe Facebook. Sincer, de o lună și jumătate sunt un pic prins cu toate nebunile pe care le fac. Și nu mai am timp nici măcar să stau să-l ascult pe Reconquista la live-urile lui sau pe Valentin Link. Rar când... A scris cineva pe chat, văd. Ah, ok. Hai, și ce a zis? Ce s-a întâmplat acolo? Nu e pronunțat numele și... că n-are rost. Da. Stai, că nu știu, dar ce s-a întâmplat? De cine a vorbit? Ascultă, de tine? Dar trebuie să ascult. Eu nu am timp să ascult toate astea, chiar n-ascult. O să-ți dau eu un fragment. Domnul mai uit la Gabi Saftă din când în când. Eu am vrut să spun pentru că... Pe mine pur și simplu mă enervează aroganța tipului, știi? Nu știu, mă... Nu, mai tipul e un frustrat, nu exact. Cred că e cazul. Nu, el nu e prima oară când vorbește prost de toată lumea și cei din breaza lui a vorbit prost, caută și scandal. Și de cine a vorbit prost? De Alin și de cine? Și de Valin? Și mă gândeam și la Alin și la tine, dacă ne cunoaștem de puțin. Bă, dar cum, frate? Ce ai cu băieții? Că sunt ok. Dar de mine eu nu cred că a vorbit. A vorbit de mine? Mi se pare că a zis ceva și de tine, dar nu mai știu. Bine, de tine de bine, că... Da, parcă a zis ceva. N-avea ce să zic. Dar nu știu cum își permit. Da, mă rog, nu vreau să zic rău de mine, că eu zic numai lucruri interesante, eu așa cred. De ce ar zice cineva ceva de rău? Nici măcar că... tebiștii n-au de ce să zică de rău, că eu vă deschid ochii și capul. Atâta timp că zici bine și zici pentru o parte și... Nu, eu atât cu argumente am venit. Eu n-am venit așa să vă zic. Hai mă, ce naiba. Am zis motivul tot timpul la ceea ce am spus. Hai că eu vreau să zic emisiunea... că ar fi să... După emisiunea lui Alin vă dau și ție Reconquista și ție Alin vă dau paragraful. Auzi, hai să zic, uite, de exemplu, uite, a zis Dani Lung înainte și a dat un exemplu foarte bun, dar incomplet. A zis că suporterii Liverpool au fost alături 31 de ani de echipă, ăia ne câștigând nimic. Super exemplu, foarte bun. Eu nu am spus că cei de la FCSB n-ar trebui să fie alături de echipă că nu mai câștigă nimic. Nu, asta e cea mai mică problemă. Eu am spus că ei n-ar mai trebui să fie alături de echipă pentru că echipa nu îi mai reprezintă. Și nu pentru că nu câștigă, că merge slab, deși locul 2 la urmă urmei, dacă stăm să ne gândim, nu e ceva catastrofal. Faptul că acolo e un sistem slugarnic, sistem sclavagist, asta e problema și că se șterge pe picioare cu suporterii de asta și se șterge de 20 de ani, nu se șterge de un an sau doi să zici că se mai poate schimba ceva. Și acolo clar nu se mai schimbă niciodată nimic. De sistemul asta care spui tu
e peste tot, mă. Mai. Da, e peste nu tot. Uite. Da, asta vreau să zic, Alin, că uitam, uite, să spun chestia asta, Alin. Deci super respect și să ah, ce ratare din nou PSG, foarte mare ratare din nou. O să eline. Deci super respect și e de apreciat ce a făcut Galeria Rapidului săptămâna trecută, când l-a schimbat cu forța înainte de antrenament pe Stâncioiu. Uite, o galerie care e respectată și care are un cuvânt de spus la clubul ei, Galeria Rapidului. N-avea ce să caute Stâncioiu acolo. Și l-au dat frumos, da, afară. Și uite, super, super respect și din partea mea pentru Dani Lung, care a comentat acum cu 5 euro și a spus că Steaua este în Liga 1 și va fi pentru totdeauna Forța Steaua, Forever Steaua. Dani Lung, îți mulțumesc. Respect, eu nu-l corectez pe Dani Lung. Și da, nici eu nu-l corectez, pentru dar, că la urmă, e de înțeles, pentru că stă de atâția ani în străinătate. Nu că pentru el, vreau să zic, pentru el e în Liga 1, ok, dar nu e problema asta, problema e Dani Lung, că patronul și-a însușit-o, va confiscat echipa asta, cum se zicea că s-a confiscat Revoluția, s-a confiscat, Steaua a fost confiscată de Becali. Și până la urmă a pierdut totul, a pierdut până și numele și asta și nu știu, nu văd pentru ce motiv să mai fi cu el. Pentru că echipa lui de buzunar nu e că e patron undeva și face prostii sau așa, e de, din buzunar, o scoate în buzunar, o bagă. Voi n-aveți niciun nimic. Tu ai iubit CFR că o veni Pascanii la CFR sau că... Nu. 2008 cu erai CFR, așa că nu... Bă, e un motiv simplu. Ți-am spus eu când ai mers tu la CFR, când... Înainte de a lua titlul, cu puțin. Exact, tu erai înainte stelii și după aceea ți-ai schimbat tricou. Asta e părerea mea. Singurul motiv e că cu echipa asta ai crescut. Și ce nu înțeleg eu acum? Și să nu se supere cei care, nu știu, adică cei care sunt născuți după 2004. Nu știu, zic, sau chiar 2004-2003. Mi se pare absurd să ai 20 de ani în momentul ăsta sau 19 și să zici că tu ții cu Steaua, că tu ții cu... Din contră, știi? Ar trebui cei care au peste 30-35 de ani să țină cu CSA, da? Cum la CSA e Steaua, e inima stării, da, da, mi se pare. Nu, dar vezi că e o anomalie. Mai înțelegi ce vreau să zic? Păi da, trebuie să dă uite la Dinamo și la Rapid, nu ești de aceeași părere. Uite, vezi că nu ești imparțial. Păi dar nu sunt în conflict. Dacă vor fi vreodată în conflict și Clubul Sportiv Rapid îi cere palmaresul echipei de fotbal, voi fi de partea lor, dar nu se întâmplă asta. Că oamenii sunt normali la cap. Nu există un decalic care să-și bată joc. Adică, frate, mi se pare aiurea să prinzi FCSB-ul de când ai născut și deodată să trebuie, nu bă, că eu sunt stelist. Care trebuie cu stelist să ești tu? Nu, n-au prins FCSB-ul, nu, până în 2014 i-au prins Steaua, că era Steaua atunci. Nu, mă, prin până în 2013. Scrie oriunde, dar știau ei că FCSB scria Steaua peste tot. Păi, da, dar vezi că ceilalți zic altceva. Da, gol, PSG-ul. Gol, bă. V-am zis, dar se a vedea. A dat Mbappé, mă. I-a făcut numai din presiune. Dani, gol, uite, gol, Dani, a dat Mbappé Coman, asta vreau să zic. Stai că se poate anula, stai puțin să vedem. Oricum nu, bate. S-a anulat, gata. Și dacă se anulează, tot îi bate. Adică îi bate, îi elimină. Eu știu că din 60 de milioane de francezi, ce da? 59 a fost sunt cu Marseille. Ba da, a fost. Anulat, așa de mulți, nu-mi vine să cred asta. Da. Uite, Marseille e singura echipă coruptă, dovedită coruptă. Exact, păi Marseille nu i-a suportat din Franța. E dovedită că e coruptă și nu i s-a retras Champions League și nu înțeleg de ce. Păi Marseille e cea mai titrată echipă din Franța. Despre ce vorbim? Nu, Saint-Étienne. N-ai cum să retragi lucrul care a fost deja câștigat. N-ai cum nu? Păi Juventus nu l-a retras. Dar Marseille l-a retras titlul și stai un pic, în anul ăla lui Marseille s-a retras titlul și a fost băgat în B. Da, mă, dar n-ai cum să retragi, n-ai cum să ștergi istoria. L-ai retras pe hârtie, dar el acolo rămâne pe hârtie, pe hârtie, să n-aibă niciun Champions League câștigat. Dacă l-a furat și s-a demonstrat că la meciul cu Bruges l-au furat. Deci la Bruges i-au cumpărat meciul în deplasare în grup și nu se califica, mergea Rangers. Dacă ei nu băteau la Bruges în anul ăla. Deci Marseille chiar a făcut blat dovedit în Champions League, nu că așa vorbim noi. E hoțul neprins, e negustor cinstit. E prins, dar... n-auzi că e prins și a intrat la pușcăria și de la Bruș și de la ei. E prins, nu e neprins. Băi omule, de când au retrogradat în 94, de atunci nu mai au avut Marseille echipă competitivă. Și nici nu o să mai nu mai are, nu. Nici nu vor mai avea. Dar nu merit. Bine, publicul e super la Marseille, eu n-am să zic public super, oamenii sunt de stânga. Sunt înfrățiți. Dar Marseille când a luat Champions League? 92? 93 a dat Basile Boli la München s-a jucat, a fost titlul special. Știi cine a comentat pentru România atunci? Mihai Rusu, care e acum la
la Safta în emisiuni. Auzi? Dar l-am ascultat eu pe Banciu și a zis că în anul ăla când a luat Champions League a jucat Marseille, a avut cea mai bună echipă, ceva de genul. Pentru Marseille, da. Eu nu zic că nu, erau slabi, măi, nu e vorba că erau slabi, dar e vorba că au cumpărat meciuri ca să ajungă până acolo. Normal că erau buni, dar au blătuit. Era mai bună Milan, acum hai să fim serioși, că Milan era clar mai bună ca ei. Dar finala au câștigat-o corect, finala nu, dar până acolo au ajuns pe șmecherie până în finală. S-a jucat la polemica aia cu Giovanni Becali, când au spus că nu i-a dat cartonaș galben Crăciunescu la Boli, la fundașul central. S-a făcut fauturi, dacă și nu, ce a fost dacă îi dădea cartonaș galben, nu juca finala. Marseille cu cine? Epa, nu, în semifinală au jucat. În semifinale, da. În semifinală. Nu cu Porto. Nu cu Porto. Cu IFK Göteborg, nu mai știu exact, dar să spunem că primul turul 2 ce gol era la Benzema? Ce acolo? Și la benzină la punga. Doamne, ce oameni. Asta voiam să vă întreb ce credeți că este poza asta. Benzină la punga, ce n-ai? Ah, ce a aruncat lui Reghe Camp în cap. Culcat. Incredibil, mă, ce lume trăim, frate. Deci poza este de acum. Cineva și-a luat benzină la pungă. Bă, Daniel, eu sunt de acord cu tot ce zici. Stai mână că pungățele alea dezburau din gele, prin gele. Daniel, da, zire. Daniel, tot mi-a mai trecut prin cap chestia ce ai zis tu atunci. Așa sunt de acord cam cu tot ce zici tu. Dar ai zis că nu merita Reghe să primească. Cum să nu merite, mă, să primească așa ceva Reghe? Că și acum i-aș lua o de-aia și aș da un cap. La ce, ce arogant, ce față de arogant. La ce te referi? La... Ce a primit în Giulești și tu ai zis că nu trebuia. Bă, a fost, când a început să plouă în Giulești. Bă, dar Reghe merită. Normal că e urât. Nu e vorba că merită sau că nu. E vorba că doar în Giulești se întâmplă chestia aia, frate. Nu sunt așa sigur, nu știu ce să zic. Bă, eu n-am Giulești arunc căia cu Puradei pe teren, acolo poți da și orice. Eu n-am mai auzit pe alt stadion, nu știu, să arunce cu... ce se aruncă acolo. Sincer. Și acum cum ar fi? Mai un stadion nou, frumos, lume. Eu vreau să spun că antrenorul PSG, Luis Fernandez, când a fost la meciul ăla celebru PSG cu Rapid, când s-a stins nocturnă. Când s-a stins, știu. Era Ronaldinho la meciul ăla, bătea Gabi Safta înainte de meci, știți asta? Ce crezi, Daniele, se continuă tradiția pe Giulești? Hai să spun, a zis Luis Fernandez. Da, mai ales că stadionul curat, e nou acum. Mă, Luis Fernandez s-a aproape tribuna de teren. Luis Fernandez s-a închinat după meci Luis Fernandez, care trecuse prin multe, îți dai seama. A zis că în viața lui, nu că n-a pățit ce a pățit în Giulești, nu se gândea că poate fi cineva atât de înjurat și scuipat ca cum i s-a întâmplat lui. Deci așa a zis că nu se gândea așa la așa ceva, nu-i da, și nu înțelege de ce. În Giulești poți să te așezi la tot felul de lichide. Dar știau aia să înjure și în engleză sau ce? Nu, știu, în franceză era Luis Fernandez. În romanii. Ba, da. Nu i-a venit să creadă lui Luis Fernandez ce i s-a întâmplat. Dar de poza asta cu suporterii FCSB-ului cu nu nemeritați. Păi eu iară sunt în lumea lor. Dar nu ai cum să vii pe aia, ți-am trimis eu de la FCSB Farul. Stai că... Acum nu mai anulează pe Mbappe. Ai pus-o pe Facebook, dar aici acum nu mai e 1-0 pe bune. V-am zis. Pa, da. Se vede cum curge meciul, se vede mai când cineva e mai bun. Și dracu. Pune Alin și poza aia de la meciul cu Vidorul. Mă uit acum. A dat gol de original Mbappe. Aici e petrolul. Aia cu nu cu petrolul, aia cu familia. Așa, deci ei, auzi, ei autiști. Toată lumea protesta, scria no war, Ukraine, nu știu ce. Și vin și ei, ei sunt în lumea lor, săracii de ei. Nu, parcă interesa pe cineva. Cenzurează un pic dacă vrei. Sau pui așa. Nu mai pun de da, o știu mă pe aia cu familia. Asta așa s-au gândit ce vrei. Proști. De ce? Cum să scrii așa? Mai ales că ești și sclavul lui ăla de care scrii, culmea. Deci tu ai fost sclavul ăla sau ești și tu îl înjuri. Păi da, zic că n-au fost. Discuție. Cum n-au fost? Hai mă, ce dracu. Tocmai asta e ideea, că prin asta demonstrează că nu au fost. Nu au fost, dar noi nu știm ce au făcut. Și ăla e omul lui și acum îl mai lasă așa. Sau ăia nu sunt sclavii lui Mititelul de la FCU, dar îl mai lasă să-l înjure ca să creadă prostimea că nu sunt, știi? Ăla e filmat cu el la el acasă, când l-a arestat pe Mititelul, era cu el în casă. Hai să vezi ce era. Reconchista, să vezi FCU-ul anul. Cum? Să vezi FCU-ul anul, vă dă cu terenul în cap. O, da, cu terenul, dar eu spun că galeria lor e de sclavi, în rest păi o fi echipa bună. Ce să mai discutăm? Eu nu văd. Eu
le prevăd un viitor șmecher, o să vezi că o să crească echipa. Vezi că n-a fost, n-a existat semifinală la, la Champions League, Danilu, nu știu la ce meci te-ai referit, m-am uitat acum special. N-au existat semifinale în ediția de Champions League. Câștigătoarele de grupe au jucat direct finala. Deci la care ediție, mă? Când a luat Marseille Champions League. Nu, păi a fost ultima ediție de Cupa Campionilor, cred. Nu. Aia a fost Champions League. Nu, a fost Champions League, zic eu sigur. Zi. Tu dai drumul imediat după Alin, că vreau să-mi pun non-stop. Nu, uite liniștit, Vale. Am rămas fără provizii de acolo. Mai stau să termine ăsta mustață, că mă uit acolo să mă distrez. O să închidem și noi acum cât mai... Ai după mustață, dai drumul tu? Păi acum stai că oricum e pauza, Alin, la meci. Păi tocmai, că trebuie să... Păi când ai drumul după mustață? Păi după mustață să mai văd ce zice, ca să știu ce, de ce să râd. Auzi, Alin, dar tu de ce țin mai puțin emisiunea acum decât înainte? Dar chiar că puțin o țin. Înainte... Mie îmi place mai mult să vorbesc la Alin decât la mine. Avem și noi un program aici bine pus la punct. Și v-am spus mai devreme că de o lună și jumătate am foarte multe chestii de făcut. Sunt băgat în multe chestii și pur și simplu nu mai am timp. Adică... Și emisiunile le fac acum cu Sport Maraton. Faza este că ar putea să mă mai vedeți pe YouTube și la alte chestii și de-aia pe viitor. Crezi că te-am urmărit când ai fost la Victor Vrânceanu cu Dino Gheorghe? Ceva de genul s-ar putea să se întâmple. Dar momentan e ceva oficial și nu pot să spun. Ai un proiect al tău sau cu altcineva tot așa? Nu, cu... M-am înțeles. Cu șefia de acolo, da. Și de-aia sunt mega prins și bine, dar oricum Sport Maraton va continua și mai în forță, adică ăsta nu se va opri niciodată. Da, eu atunci când citea Victor a citit întrebarea cu am o întrebare pentru domnul Dinu. Credeți că ați putea să lucrați cu Gigi Becker? Eu i-am adresat atunci întrebarea. Am uitat. Credeți că ați putea să lucrați? Ce a zis? A zis că, bine, a dat-o, dar nu, că nu se pune problema, că nu există așa, că n-ar putea, dar după aia a dat-o că acum există Valiar Găseală în conducere și că știi cu d-astea, dar nu-ți dai. Și eu am spus că la FCSB nu există președinte. Da, și... așa. Și a fost și, v-ați uitat la emisiunea astăzi, a fost și Șumudică invitat la... Vrânceanu. Da, văd că da câteva lucruri bune și Șumudică la Sport Live. Păi a zis că a terminat-o cu Rapidul, adică a terminat-o, numai a zis că o să ducă la orice, adică orice echipă o să-i facă ofertă gen și din partea FCSB-ului sau Dinamo și așa mai departe, a zis că nu o să mai gândească cu inima și o să aleagă. O să aleagă performanța. Adică chiar își dorea la Rapid, mie nu-mi vine să cred că își dorea chestia asta. Că totuși la Rapid. Da, tu ce știi, Alin? Eu am și scris asta și Șumudică, știi că eu v-am spus că nu e adevărat, dar după m-am informat și Șumudică chiar vorbise cu Angelescu, stabiliseră tot, a spus și Șumudică că nu cere vreun salariu mare, cere undeva la 10.000 de euro, deci cam cât are și Mutu, și el voia un singur lucru de la Angelescu, voia 5 transferuri și Șumudică garanta primele 3 locuri în sezonul următor. Dar când Alina asta, că el a zis că n-a vorbit, tocmai asta a fost ideea, că el s-a supărat că nu a fost contactat, nici măcar contactat pentru a discuta așa, de principiu, știi? Adică el s-a supărat pe faptul că Mutu a fost preferat Mutu înaintea lui, gen. Nu, el a avut o discuție, nu știu cum să spun, un fel de, cum vorbim noi acum așa, bă, eu vin la Rapid, dar adun 5 jucători și vin. Și dar când asta zici tu? Când s-a întâmplat asta? S-a întâmplat fix înainte de Iosif, înainte cu, nu știu, câteva săptămâni, două săptămâni, o chestie de genul ăsta. El nu, adică n-a recunoscut, dacă e adevărat, nu știu. El a zis nici vorbă de așa ceva. Nu putea să recunoască pentru că era normal ca patronul să vorbească cu un antrenor în timp ce există un alt antrenor pe bancă și ți-am spus, asta era singura lui cerere, să aducă 5 jucători și Angelescu a spus că i-a lăsat de fapt de înțeles. Că nu bagă bani la echipă și Șumudică a spus că nu vrea să fie. Ei au transferat foarte bine Rapidul, mai ales anul trecut ca nou promovată. Cum să nu transfere? La anul ar fi transferat și mai bine. De ce nu? Și Șumudică a spus că el nu vrea să vină la o echipă care ar urma să fie de Pluton.
Și da, asta fie nu ți se pare că i-ar fi scăzut cota lui Șomodică? Adică vii din Turcia, echipe ok, apoi vii de la CFR Cluj, te duci la Rapid, cam scade cota. Da, așa. Dar din Turcia a venit de pe locul 14, adică. Da, acum, dar totuși nu l-ar mai fi luat echipă bună acum. Dacă venea la Rapid, să zicem că nu făcea mare lucru, îi scădea rău de tot cot. Adică tot descrescător. Trendul era descendent. Și de el a zis că de ce nu se vorbește de la Naționala României, că să ajungi de acolo și să ajungi la Rapid cam slăbuți. Greu mai dai înainte. Da, că nici Rapid nu e pielea. E bun, nu e o echipă de top, dar nu cred că i-a fi scăzut chiar de mult cota. Chiar fi scăzut. Bă, el oricum... El a zis că nu se mai duce acum, adică nu vrea să mai audă de Rapid. Adică gândiți-vă că în Turcia lua foarte mult, la CFR lua foarte mult. Cât să-i dea Rapid? Nu știu dacă putea să-i dea așa sumă mare. Și Pancu, la fel, și că e supărat. Bine, Pancu. Dar Pancu e slab. Dar a părut o informație că Rădoi ar fi ofertat de Botoșani. Da, am auzit și eu. De la sfârșitul sezonului, e adevărat? Ascultați-mă, pe mine cel mai slab antrenor e Rădoi. Ca un fel de Vlad. Cum e Vlad la portare, așa e Rădoi la antrenor. Nu, eu cred că exagerezi. Alin, mai știi că ziceam mereu de Vlad că e slab și că e ceva neserios. Putei conchiză, tu ai vreo părere bună, frate? Zici și mie vreo părere, dacă ai vreo părere bună de vreun jucător sau un fost jucător al Stelei, în afară de... Păi nu, lasă-mi cu 80, cu 70 generații. Zim, cineva de... Vale Gheorghe îmi place enorm. Vă spun o grămadă care îmi plac de la... Cum să nu? De la FCSB de acum. Sunt o grămadă de jucători buni. Ah, credeam că... Budescu, Octavian Popescu. Octavian Popescu, n-am ce să zic. Dacă dă, are execuțiile fenomenale, cum să zic că e slab? Aș fi eu, aș părea idiot. Cum să Băi, zic? Dar ce gol a dat în minutul 93, nu mă mai așteptam. Noroc, frate. Chiar au avut noroc. Vezi de ce nu-mi place de aici, de ce e în jur. Pentru norocul ăsta. Bine că n-ai zis că a vrut să centreze. A, nu mai bun. Cum am mai zis alții. Bun, dar ai zis că dacă câștigă FCSB nemeritat, faci ceva. Da, mă, dar nu mai știu. Am făcut ceva atunci altceva. Nu mai știu ce făceam. Da, aia trebuia să fac, dar... Bine, stăteam și noi foarte bine. Păi, dar nu a câștigat nemerita, mă. Dintre... De ce? Aș ca mai bine decât voluntar. Uite, mă uit pe echipa lor și spun cine e bun. Uite, ăsta e extraordinar de bun, Târnovanu. Foarte bun. Eu l-am remarcat la mici cu Sepsi. Mi s-a părut foarte, foarte bun. Deci Târnovanu e foarte bun portar. Nu mai are nici datorii la colegi. Deci e bine. Caracterizez pe fiecare. Uite, iau toată echipa cu voluntari am dat-o. Deci Târnovanu foarte bun. Crețu e muscă fără cap, nu aduce nimic bun, slab. Iulian Crista e decent, e ok, fundaș bun. Miron e penibil, deci trebuie să fii ultimul om să joci cu Miron. N-ai cum să-l pui, păi slab, penibil. Radunovic e ok, dar joacă foarte... Nu joacă în nota lui cum juca înainte. Adică joacă speria, joacă la 2-0, bă. Să nu greșească. Să nu greșească. Ejuma cred că e ok, șut e slab, n-are ce să caute. Olaru e bun, Tănase e bun, Cordea, așa și Popescu e ok. Ți-am caracterizat pe toți. Și îmi place foarte mult Târnovanu și cu cine am mai zis înainte? Și cu Vali Gheorghe, care mereu e decisiv. Da, asta te-am pus să confirm. Știam că apreciezi toată echipa. Ți-am zis de mult. Ți-am zis și care nu-mi plac. Ți-am zis că în sufletul tău stai liniștit, că știm doar noi doi, nu trebuie să mai spui aici. Da. Și ăsta și Ianis Stoica foarte tot. Măi, jucătorii sunt foarte slabi, vezi eu cât ce presiune pune Becali și își bate joc acolo de toată lumea și totuși... A, Reconchista, mi-am văzut aminte acum, mă, că a zis că dacă pe tine te-a menționat tipul la el în emisiune, da? Și uite, da. Acum mi-am văzut aminte, da, și cu ce crezi, cu faza asta și ce a zis? Uite să asculti, mă bunește râs. A zis, băi, cu X, cu ăla, cu Reconchista, gen, băi, eu cred că, nu știu... cu CFR-ul, eu cred că e stelist. Frate, cred că e stelistă. Deci exact asta. Stelistul Steaua, mă gândesc că n-a zis că de FCSB. Păi dacă a zis că e stelist și la el în emisiune, îți dai seama la cine s-a referit. Și... Nu știu, mă, de ce cred așa oamenii, dar nu m-ați văzut cam atâtea clipuri filmate la CFR. Pentru că știi, pentru că știi foarte multe chestii de o echipă care nu e a ta. De toate echipele, dar de toate știu așa cu de cât. Păi da, cu asta exagerez tu. Că dacă ziceai aceleași chestii de FC Vaslui, nu mai zicea nimeni nimic. Sau de... Păi știi galeria lui Vaslui, îmi plăcea foarte mult. Că mi-am luat aminte. Foarte păi de la Oțelul mai e ceva. Da, mă, cu aia, păi aia se bucurau când a luat FCSB titlu atunci cu Iașul, la Târgu Mureș. Da, păi astea nu-mi plac. Cred că echipele astea două nu-mi plac, FCSB și Oțelul. Cam aia în subsidiar. Mă, în rest, n-am nimic cu nicio echipă. Chiar. Dar vorbește și de Steaua, că ai zis că nu... Ai zis că nu-i supără nici pe de Steaua? Păi Steaua vreau să dea baraj. Ar fi frumos să meargă la baraj și să aibă drept de promovare. Dacă crezi nu, că o să meargă? Dacă nu o să aibă anul ăsta la anul, eu zic că sigur o să aibă drept de promovare Steaua.
Da, păi, dar văd că joacă bine, a dat 8 goluri în 2 meciuri, de ce să nu meargă? Da, păi e mai bună decât Buzău și decât, uite, Csíkszereda, să nu cumva să promoveze ăștia cu două echipe unguri. Vine tare din urmă Csíkszereda. Nu, eu cred că sunt trei echipe acolo, Petrolul, Hermannstadul și cu Cluj, n-ai ce să le faci. Hermannstadul eu nu-i văd, așa eu zic că Petrolul și Cluj au șanse să intre și baraj Steaua cu Csíkszereda. Ăsta le văd. Steaua cu Chiajna. Dar Chiajna nu cred că se califică. Ba da, acum, are, e sub Steaua, imediat sub Steaua. Uite, eu zic că merge. Uite, ține minte ce zic, Miercurea Ciuc merge. Nu știu cine mai pierde pe acolo, dar Miercurea Ciuc o să meargă. Oricum, nu mi-aș dori chiar de anica întâi să nu se înțeleagă greșit. Adică... Dar ci că Hermannstadt s-ar putea să nu aibă drept de promovare. Că sunt în insolvență și dacă nu fac dovada planului de reorganizare, nu știu cum, până săptămâna viitoare s-ar putea să nu... Păi dacă să zicem că nici Steaua n-ar avea drept, ar fi două echipe deja din start care ar juca degeaba în play-off. Păi da, și se pare ok? Adică ce valoare mai are? Nu, mi se pare ok să se schimbe regulile în timpul jocului. Adică trebuia știu de la început dacă are sau nu drept. Nu, știi ce mi se pare mie acum, sincer? Dacă federația e chiar șmecher așa și liga, ce trebuie să facă? Bă, dinainte să intri în play-off sau trebuia să facă în felul următor? Tu n-ai drept de promovare, da? Dacă intri în play-off, locul tău o să fie cedat următoarea echipe, știi? Nu mă, dar federația trebuia să spună dinainte startului sezonului, dacă toate echipele au drept de promovare, trebuia să spună, bă, Steaua, aveți? Nu aveți. Să știm o treabă. Adică de ce am mai primit în play-off? Eu bănuiesc treaba asta, că dacă la asta mă refer. Ar avea drept, că nu-i mai primeam play-off, nu? Exact asta, la asta mă refer eu. Adică normal, din punctul meu de vedere, dacă tot nu ai drept de participare, adică drept de promovare, nu ar trebui să ai drept nici în play-off, corect? Păi normal că poți să faci, adică... jocuri de culise, nu? Exact. Dar mai ales trebuie știut foarte clar dacă are drept sau nu, adică să fie bătut în cuie și să nu se schimbe decizia. Cum poți să schimbi o decizie în cursul campionatului? Asta mi se pare o mare porcărie. Nu, s-au mai făcut, păi a făcut FRF-ul și cu Rapidul și cu... Păi da, nu e normal, da, pe o porcărie. De la început, cum se... Decizia trebuie dată înainte de a începe prima etapă și să se țină, să se mențină. Deci să se meargă pe ea și dacă e greșită. N-ai cum să schimbi în cursul campionatului, păi, una are apropo drept. Apropo de treaba asta, cred că a făcut și Alin articol, dacă nu mă înșel, cu LPF-ul și FRF-ul care s-au contrat acum. Nu știa pe ce loc a terminat Tuta și Rapidul. LPF-ul spunea că pe 7, FRF-ul pe 8. Nu știu, mi se pare că a făcut. A greșit FRF-ul aici, nu? Nu, LPF-ul a greșit. FRF-ul a greșit. LPF-ul trebuie să... Nu mă, FRF a greșit și LPF a zis bine că s-a scos de regula golului în deplasare. Invers, FRF-ul a zis. Parcă. Nu, invers. Uite, ia zi, Aline, cum e. Dar ar fi culmea să știe mai bine FRF-ul decât LPF-ul. Nu, LPF-ul, dar LPF-ul organizează. Păi asta zic și eu. Păi nu, vezi că LPF-ul se subordonează pe FRF-ul, că FRF-ul face regulamentul ăla. Dar ei păi nu era vorba, le-a atras atenția tocmai lui FRF că trebuie să schimbe, da. Exact. Tu gândește că LPF nu are regulament. Deci imaginați-vă ce țară trăim. LPF a zis bine, uite, mai uitați-vă o dată. Deci ăștia lucrați au greșit. Ne spune Alin. În comitetul executiv din 2021 exista un punct în care se spunea că departajarea nu se mai face în funcție de golurile marcate în deplasare. Dar LPF spune că nu s-a actualizat acea decizie. Și LPF a greșit, da. Și până la urmă FRF-ul a avut dreptate. Da, adică LPF-ul a acceptat varianta aceea. Păi FRF-ul face regulamentele și spun și de ce, pentru că LPF-ul nu are un regulament. Și UTA a încheiat sezonul regulat în fața Rapidului oficial. Deci LPF nici măcar nu trebuie să existe. Și ar fi fost Dinamo Rapid ultima etapă, dacă nu. Din că merg la meciul de sâmbătă. La ce meci? Uite... Metalul Globo. Cine să meargă? Dinca. Bă, nu știu să zic, din informații pe care le-am, nu s-ar juca cu spectatori. Da, din rațiuni de securitate. Ați dat seama că nu vreau să stau cu ea de la Steaua, niciun caz. Nu lângă, în spate, în partea aia la alta tribune. Știi acolo stau ăia. Nu, ei stau la peluză și tu poți să stai spre tribuna întâi unde e Crainicu. Dar unde e stadionul de la Metalon? Vis-a-vis de Cora, Pantelimon. Vis-a-vis de Cora, am înțeles. Dar din informațiile mele nu s-ar juca cu spectatori din rațiuni de securitate. Bă, aș putea să mă duc, n-am fost niciodată pe stadion. E o mizerie de decizie, nu știu cum are dreptul cineva să împiedice accesul spectatorilor fără motiv concret. E un motiv concret pentru că cei de la Steaua ar fi venit un număr foarte mare, mult mai mare decât capacitatea. Și lasă să intre cât vrei tu, câte bilete dai. Și restul n-ai voie să depășești capacitatea. Bine, da. Adică cum, în finala Champions League nu se mai ține că vin mai mulți decât câte locuri sunt? Nu intră doar cine are bilet?
ce legătură are? Acum cu cât spectatori se joacă? 50% sau cât? Nu, sunt cu 100%, gata. Nu, tu numai extensiune. Îți dai seama ce mizerie. Ne-au ținut aiurea cu pandemia și cum a venit războiul, gata, totul e ok. Bă, nu știu ce să vă spun. Eu am fost, de exemplu, azi în Mega și mi-am pus mască, pentru că toată lumea era cu mască. Eu nu mai îmi pun mască, le dau foc care ne mai am. Bă, eu îmi pun pentru că încă există răceli, gripe și... Bă, eu vă spun că toți erau cu mască. Nu, bă, așa e și normal, mă pun la mască. Oricum masca nu te ajută nici 1%. Nu, bă, lor să e le vorba și de bun simț aici. Dacă știi că ești răcit, că ai gripă, că nu știu ce... Da, mă, și tu acum 10 ani îți luai mască când erai răcit. Păi nu, dar ne mai modernizăm și noi, nu? Adică cine se gândea acum 4 ani? E aiurea, masca e, a inventat un... Da, dacă ai răceală sau gripă, e vorba de educație. Bă, și lumea o să poarte în continuare, mai ales în autobuze, în astea, tramvaie și așa mai departe. Bă, așa ar fi în Japonia, să știi că așa se procedează în sezonul gripal. Da, și în Thailanda stăteau la intersecții polițiștii și aveau mască. În sezonul gripal, și înainte de pandemia de COVID, se purta mască în sezonul gripal. Alin, tu porți mască, o să porți în continuare mască și în spațiile închise? Nu, eu n-am purtat astăzi mască atunci când am fost la Kaufland și m-am simțit dezbrăcat. Ce bine, așa e că ești liber, te simți liber. Și te-ai simțit altfel, mai liber, mai cum? Bă, sincer, mă uitam și la persoanele din jurul meu și mi-am dat seama că masca le ajută pe multe fete în situația asta și vreau să mulțumesc lui Vlad Forest că s-a alăturat și el canalului meu de YouTube. Bă, te mai ajută să știți, mai iese un coș și nu ești urși să te bărbierești. Corect. E cel mai mult junior începând de astăzi, cu drepturi de pline și va putea folosi emojurile. Uite, eu când am avut herpes acum un an și ceva, m-a ajutat să știi masca. Ah, e la fix masca. Bine, acum problema e alta, că o să treacă lumea la periuța de dinși, la o să folosească mai des. Reconquista. Să dăm niște pronosticuri pe mâine. Da, Dani, zi. Sevilla vs. Ham United mâine. Eu Sevilla am zis că se califică. Hai să vă zic ce zic eu, ce am dat eu pe blog, cine zic eu că merge. Deci PSG cu Real Anis PSG, Atletico Madrid cu Manchester United, am zis Atletico Madrid, cot 2.20. Așa, am mai zis, ăsta mi se pare foarte interesant, e pont foarte bun, Slavia Praga cu LASK Linz, că se califică Slavia Praga și că bate, are cotă 2. Stați puțin că am o idee, că vreau să-mi notez. Aline, nu închidem emisiunea până nu facem un bilet pentru mine și îl pun eu. Clar mai bine Slavia Praga decât LASK Linz, adică e locul 8 din Austria LASK Linz. Slavia Praga știm și noi că domină, era Stanciu pe la ei. E diferență mare de valoare. Aici cred că au greșit agențiile de pariuri și nu-mi dau seama de ce. Sau ce să punem zi la meciurile tari, mă, din Europa League. Hai, pentru mâine, stai așa să intru pe aplicații. Stai puțin. Deci pe mâine, da? Da. Ia să vedem. Eu vă Europa spun League. Ce merită pus. Păi, dar uite, ce rost are să te legi de un meci greu când poți să pui un meci ușor? Eu asta nu înțeleg. Hai să spun eu, Atalanta cu Leverkusen. Bate Atalanta? Asta acasă. E de goluri. De goluri, mi se pare. De goluri? GG da. Sau ce? Nu știu, goluri multe. Nils Bayer Leverkusen nu e într-o mare formă. Bă, bine. Nu leagă victoriile. Deci fii atent, Atalanta cu Leverkusen, o să pun eu, 3+. Goluri mulți. Ui. Barcelona cu Galata. Pare Barcelona. Ușor. Și ce cotă are Galata, mă, 17? Uite-te la Braga cu Monaco. Braga cu Monaco, 2.90 și 2.60. Ăla e imprevizibil. Prima repriză un gol, 1.47. Nu știu. Și Glasgow cu Steaua Roșie Belgrad. 1 solist. Cât are? Ia să vedem. 1.80, da. Ia, da, și în conferință sunt meciuri bune. PSV cu Copenhaga. Ce vezi la asta? Mă, eu mă duc pe PSV. Chiar dacă nu e într-o mare formă în campionat. Eu zic PSV-ul, da. PSV, cum se zice în olandez. Ia, uite-te, Marseille cu Basel. Îți spun sincer că Marseille nu bate pe Basel. Marseille cu? Cu Basel. Că nu marchează multe goluri. Eu, iar Basel câștigă. Vrei, a ieșit mustață. Ce? Zic, a ieșit mustață. Oare de ce? Nu știu. Hai să punem să vedem ce zic ei.
Nu, nu pune că ți-ai claim. Ba e voie, ba da poți. Cum? Audio poate se poate, video. Poate să-ți dea claim, poate să-ți dea claim. Se poate audio, dar își pune ăsta tovarășii și frații și soții. Ba, uite, Boglia zice aceleași lucruri de le zice de vreo 2 ani. Păi, pune pronostic, urmă. Zice de tradiții glorioase și e roșu la față. Reconquista, hai să punem pronosticurile astea și să închidem și noi treaba, că ai și tu treabă și tu vrei să începi la ora 11, că am văzut prezentarea emisiunii tale. Nu vorbește ceva de asociațiile. O să vorbesc și la emisiune, că am primit niște mesaje de la cineva cu asociația din Anglia, nu știu ce prostii fac aia pe acolo, eu mă prea. Alin, hai că-ți dau o poză cu metalul, o să faci un meu și când mi-ai promis. Băi, Reconquista, dar de ce nu vorbești la emisiune? Dacă na, tu susții că Steaua adevărată în Liga a doua. Dar nu susțin, frate, de evident. Ce treacu, e ca și cum susțin că aerul conține oxigen. Ce rost. Da, evident. De unde să fie evident, frate, o echipă așa peste noapte, bază din Pocnești, din DGT. Steaua și adevărată nu e Liga întâi, cum a zis domnul Păunescu. Cine? Da. Domnul Păunescu. Da, sau... Nu știi emisiunea? Nu mai știu. Am făcut parte cealaltă emisiune acum un an, mi se pare. Păi am eu pe canalul meu înregistrat. se prefăcea că n-aude. Niciunul dintre voi de aici n-aveți o explicație logică cum a ajuns echipa asta, Clubul Sportiv al Armatei, în Liga 4. O trecut prin filtru, o trecut prin Liga 2, 4. Cum? Nu s-a mai înscris în sezonul 1998-1999 și automat când o iei de la capăt, te înscrii în salon. Da, Valentin, știi că se pune problema și trebuie răspuns. Am fost noi în 98. Stați un pic, că vorbim pe altul. Zi cine era. Păi nu, eu ți-am zis, tu ai zis bine, ok, nu s-au înscris, dar e foarte important motivul. A, păi eu am spus-o de 10.000 de ori că au fost mână-mână și cu Becali și cu Păunescu. Asta e, știi că până la urmă... Tăceți 45 de secunde, dacă puteți să ascultați. 45 de secunde pe Viorel Păunescu. O seară plăcută la toată lumea și... Să opresc microfonul, Reconquista, nu mai băga... Hai să vorbim de ale noastre. Alin, o seară plăcută, multă sănătate și... Bine, hai că închide și noi. La 8 jumate, miercurea viitoare. Perfect, Dani Lung. Mersi frumos, Dani Lung. Mersi frumos tuturor de pe chat. Stai că n-am dat ponturile, stai puțin. Deci ponturile erau așa, Sevilla cu West Ham, că se califică Sevilla 1-75. Mi se pare foarte bună. Gândiți-vă că Sevilla e an de an în fazele superioare din cupele europene. West Ham e o nou venită. Și insist din nou pe meciul ăsta, pe Slavia Praga cu Las Linz. Mi se pare foarte, foarte bun Slavia Praga. Așa, ce anume? Unul solist? Și unul și mai ales că se califică. E o săptămână între meciuri, deci nu aștept mult. Dacă pui că se califică Slavia Praga, aștept doar până joia viitoare. Văd că a pus unul la Unirea Constanța cu Petrolul 3+. Crezi că se dau 3 goluri? Da, poate. Păi da, sunt slabi Unirea Constanța, ar trebui. Dar spuneți voi pronosticuri pentru meciul FCSB cu Farul. Asta mă interesează. De luni, să spunem. De luni? Da. A fost și de curând. De ce ai pe ce să te bazezi? Unu. Nu știu, n-aș mai lua 1, aș lua la gol. Pe 2 plus aș lua. Cred că dă 1-4, 1-40, 1-45. La 1 cât are? 1-65. A mai scăzut. Cotă bunicică. A avut 2 când au jucat în campionat și a pierdut. Nu, eu nu mai merg pe solist, nu. Merg pe goluri mai repede. Eu zic că FCSB câștigă ambele reprize, cum vă place vouă. Mai știi că tot ăsta al dădeai. Aia am dat așa. Băi, la 9, nu cred. Și cât ce cotare? Cred că are cotă 4. No. Bă, mergeam și eu la meci, dar e foarte prost pus. Luni seară... Păi ce are, mă? Asta chiar e de văzut. Nu, și vine și FCSB după perioada asta. Nu știu, acum să vină foarte mulți suporteri. Bă, dacă să vezi cum câștigă ambele reprize, eu zic că merită să mergi. Ca la hockey-le, de la 0-0. Mai e și 50 de bilete la tribună. Cine? Păi dar ce, tu nu iei acolo, tu iei la a doua jos. Adică te muți după aia, nu e la a doua, nu, la a doua e 50 de lei. Cum să pun așa mult? Păi uite, intră pe site-ul ăla. La noi e 20 de lei și 20. Stai că spun prețurile acum imediat. Peluză 15 lei, tribuna a doua 50, VIP 3-60, VIP 2-75, VIP 100. Păi dai 50 de lei să vezi ce, două echipe. Și VIP 1 cât e? 100 de lei. Păi mai pui 50 de lei și te uiți la VIP 1 dacă e, nu? Ce zai, da, nu la tribuna de ce e așa mult, n-a mai fost. La meciul trecut au fost 20 de lei la tribuna a doua. Poate e o greșeală, că nu are cum să fie. E diferență prea mare între peluză și tribuna a doua. Nu, cred că e greșit acolo unde ai citit. Nu, că și pe site, uite. Știu că de obicei la
prețurile au la tribuna a doua cam 30 de lei. Știu că am fost o dată la, nu știu, cu Mioven când au jucat. Nu, la FCSB, în tot acest sezon, 20 de lei au fost, mi se pare. În afară de meci cu Dinamo, când a fost 30. Am fost la tribună la un meci, dar nu mai știu la ce meci. Am da, să mai scumpești decât meci, de la cât de meci cu Rapid cu Dinamo. Dai, cine lei să vezi ce FCSB viitorul de mare meci. Și da, luni seară. E meci important, dar acum... Nu, în play-off o să merg așa, o să merg cred că la FCSB CFR, FCSB Craiova și dacă e în ultima etapă ăla, dacă o să juca cu titlul pe masă. Păi știe, cu voluntari și să nu mergi. Eu aș pune, no. Reconquista aș pune la CFR cu voluntari X. Păi nu știu ce să fac. Codă 3 și ceva sau... Mai mare chiar, 4. Cred că așa pun. Pune-mă ce ți-a zis Slavia Praga, ăla merită, e cotă 2, dar e diferență mare de valoare. Gândește că Las Linz joacă în play-out în Austria, ca să-ți faci o idee. Campionatul austriac nu e mult mai bun decât la ceh, poate e chiar la fel, poate e mai slab. Hai că îl întreb Alin acum de un meci. Alin, vreau să ne spui tu un pronostic la Metalo Globus cu CSEA. Păi nu mai contează. Băi, o să vă surprindă, o să vă surprindă, dar nu mai contează corect. Stai un pic că vreau să mă uit și la cote. Aș lua 1x. Favorită Steaua are 2.20 Steaua. Băi, și eu aș pune pe ei, că am văzut că au o cotă bună și s-ar putea să o prind. 2.20. Da, ce cotă are 1x, adică Metalul sau X? Mare, mică? Metalul 1.90. Metalul vă spun sigur, nu vă garantez că învinge, dar nu o să se lase ușor bătută, vă spun de pe acum. Tu mergi pe 1, egal, 65, nu? 1.65, 1x. Eu zic că e bunicic așa. Tu ce zici, Valentin, că face egal sau ce? Băi, cam așa aș merge, pune, nu bag mâna foc și nu pun apariuri, dar cam așa aș merge eu, pun egal. Adică bănuiesc eu, din câte știu pe cei de la Metalo Globus, că o să fie un meci greu. Nu o să fie cum a fost cu Unirea Constanța. Cred că se dau multe cartonașe. Să defileze. Da, o să fie un meci de luptă, o să fie un meci de dur, cam mai ideea. Asta mă, că m-ai făcut curios la 1x, cât, cum a zis Alin. Dar să nu lași spectatorii e ceva groaz, nu înțeleg. De ce, Alin, dar de ce au dreptul ăsta? Trebuie să n-aibă. Cum se procedează? Și păi și la Buftea nu i-au lăsat pe ăia de la Steaua. Au stat pe câmp. Cum? Spun pe ce criteriu, la fel ca la Liga 4-a. Îți îngrădește dreptul la, dreptul tău să vezi un spectacol sportiv. Și cu, uite, dar nu e prima oară, și la Metalo Globus politic. S-a stricat microfonul, nu mă mai auziți? Ba da. Ah, ok. Ca și la Liga 4-a, clubul organizator, din păcate, are dreptul să stabilească toate măsurile și dacă el nu vrea să organizeze meciul cu spectatori, nu o face, adică nu mai plătește bodyguards, nu mai plătește stewards, nu mai plătește nimic. Vă spun eu că știu care e treaba. Nu vor să-i primească pentru că aia vin mulți, sunt gălăgioși, sunt agresivi și nu vor să-și bată capul. Mulți, mă, băi, Dincă, cum să vină mulți? Bă, ce înseamnă mulți? Ce ai? Păi intră cât ți-i lași, câte bilete le oferi, ce mulți? Dacă tu știi cât e sectorul oaspete la Metalo Globus, să spun eu, 100 de oameni. Cum? Știi cât de sector oaspete la Metalo Globus? 100 de bilete atunci. Păi de le 100. Și crezi că vin doar 100? Păi, dar restul nu intră. Oricum vin și așa în fața stadionului. Nu vor să-și bată capul, pur și simplu. Înțelegeți că nu vor să... M-a spus Valentin Din că nu vor să-și bată capul pentru că ar fi niște costuri suplimentare. Eu vă spun că știu care e. Dar din bilete nu se câștigă bani sau cum? Nu, ei nu pun nu prețuri la Metalo Globus. Și nu e vorba de bilete pentru că ar fi mai mare deranjul dacă ar distruge ăștia pe acolo ceva, știi? Și știm că... Metaloglobus, ce treabă au cu Metaloglobus? La Metaloglobus nu se intră cu bilet, se intră gratis. Știu că am fost la toate meciurile. Am vrut să merg cu Poli Timișoara în noiembrie, dacă nu mă înșel, sau prin octombrie. Și nu s-a primit, s-a jucat fără spectatori. Tocmai pentru că veneau mulți de la Timișoara. Deci veneau mulți pe dracu, hai mă! Câți da, au văzut meciul din parc. Deci Metalo Globus, Poli Timișoara s-a jucat fără suporteri. Deci, bun, și câți veneau de la Timișoara? 50 de oameni, câți veneau? N-ar trebui să aibă dreptul ăsta să facă așa ceva clubul. E clubul organizator, are dreptul. Să nu lași spectatori, ai mă cine. CSEA joacă în deplasare, ultimul meci din sezonul regulat și în Liga 2. Am făcut biletul zilei, ce cot am strâns Daniel ca să facem o final deosebit al acestei super emisiuni. N-am notat, dar cred că avem cotă de 20. Perfect, băgăm și noi 2 lei, luăm 40 de lei, mai băgăm câțiva litri de benzină și mai trecem și săptămâna asta. Cât 2, cât faci? 2 litri de benzină, nu contează. Ce să fie. Ce n-ai bine, decât să pun 2 lei, mai bine îți donesc ție, vorba lui Valentin. Apropo, hai să mai amintesc și eu oamenilor că Vlad Forest, Dani Lung, Reconquista,
Valentin Dincă au donat, zici că au luat salariu astăzi, ceea ce nu e rău și le mulțumesc încă o dată. Și aștept și pe restul să se alăture canalului, pentru că vor avea tot felul de beneficii și chestii de astea șmechere pe care le vom face împreună, dacă ne vom aduna aici. Bine, și cu o persoană, dacă avem, facem. Pentru că acest canal să vă bucure în continuare, apăsați butonul dolar. Sufletele, da, da. Apăsați butonul, ce vreți voi să apăsați. Nu mai apăsați butonul dolar, că vine, nu vezi, vine nebunia asta. Și pentru cei din chat, ne auzim și la Reconquista în câteva momente, dacă vreți să. Corect. Nu chiar momente, un pic așa, cred că 20 de minute, cam așa. Și mai ușor cu aruncatul banilor, că vedeți și voi că vine nebunia. Țineți pentru benzină. Ei oricum nu mai valorează mult banii, deci pot fi aruncați. Corect, banii nu mai valorează. Treabă cineva cu ce fac stream-ul. Cu StreamYard. Cu celebrul program StreamYard. Vezi, Alin, că vrea cineva să dea join la tine și nu poate că nu-i apare. Trebuie să-i dai tu link în privat, că de pe iPhone nu se vede join. Este în descriere, link-ul cu join pentru înscriere. Deci dacă vor, în descrierea acestui live este link-ul cu join. Sunt toți bineveniți aici și gata, pe seara asta am stat cu o oră în plus față de cât o oră și ceva, față de cât aveam programat în cap. Când mai faci, Alin? Miercurea viitoare? Miercurea viitoare, dacă nu se întâmplă ceva. Duminică nu faci astea? Sâmbătă. Bă, nu cred că sunt la muncă. 2-0 pentru PSG. Trebuia să fiu la Mironica. S-a anulat. Joi seară. La ce, la Ploiești? Ce ploiești, mă? N-am fost atât de mult în toată de acolo. În fine. Așa, haide că cam atâtea s-a furat cam multe. Până la urmă, de ce n-a fost golul ăsta la Mbappe? Offside. Uite, Florin Coman. Așa a făcut. Furat, offside. Ca să zic așa. Bun, acestea fiind spuse, o seară minunată și băgați la pariuri cu simț, sau cum se spune, Daniel, că tu știi mai bine. Să băgăm la pariuri, să fim cumpătați. Să fim cumpătați. Sau atât cât nu vă pare rău dacă pierdeți, uite, vă zic. Adică 2 lei. Să băgați la pariuri, cum a zis Mircea Badea, mă, să pariezi atâta timp când, exact, cât îți permiți, exact, adică să nu intri în alți bani de salariu sau nu știu ce. Suma, eu asta vă zic și tradus, suma pe care, de care nu v-ar părea rău dacă ați pierde-o. Te gândești așa, că, 2 lei, mă, știi așa. Când deja contează, e mai greu. Păi nu, mie perfect. Pare rău pentru orice sumă ești nebun. Înseamnă că ești zgârcit. Mie nu. Am glumit, da. Că... spuse, mergeți la domnul Reconquista, care ceva să vă spună pe canalul său de YouTube. Noi aici terminăm. Sport Maraton se încheie. După ce în prima oră am vorbit cu Vlad Rusu și ne-a spus lucruri interesante, dați, derulați în, pe acest live și găsiți ce am vorbit cu Vlad Rusu. Seara bună! Cum ar zice Gigi Becali, Domnul să vă ajute! Sănătate! Noapte bună la toată lumea!